Bună seara, dragi iubitori ai fotbalului, vă spune Ilie Dobre, aflat astăzi, după amiază, în Crângul Buzăului. Gloria din localitate primește vizita fostului lider, Clubul Sportiv Comunal 1599 Șelimbăr, un meci care contează pentru etapa a treia a play-off-ului, Ligia a doua, Casa Pariurilor la fotbal. Gloria Buzău este ocupanta locului 5 în play-off cu 36 de puncte, golaveraj 0, în timp ce echipa din Șelimbăr ocupa locul 2 cu 43 de puncte, golaveraj negativ, minus 2. Gloria vizează victoria în dificila confruntare cu formația sibiană, o formație antrenată de fostul fotbalist Claudiu Niculescu, un jucător de valoare care a evoluat, se știe, și la echipa națională, dar și la Dinamo București. Gloria Buzău va începe acest joc în compania formației din Șelimbăr cu următoarea formulă de echipă. În poartă, Alexandru Greab, linia de fundaș, Diego Ferrareso, Alexandru Dandea, Alin Dobrosavlevici, Robert Sălceanu. În linia mediană, Rasan Bek, Ahmatov, Vlad Prejmerean și Ovidiu Perianu. În atac, trei vârfuri, Mircea Radulescu, Adi Chicăroșă, capitanul formației, și Denis Dumitrașcu. Antrenor, Andrei Prepeliță. Presa de rezerve a buzoienilor, Norbert Haimamba, portar, jucător de câmp, Sergiu Pârvulescu, Radu Crișan, Ionuț Nadolu, Mihai Tănasă, Daniel Benzar, Cristian Dumitru, Raul Șteau și Valentin Dumitrache. CSC 1599 Șelimbăr alinează următorul 11. În poartă, Alexandru Roșca. Linia de fundaș, Alexandru Gâț, Paul Palmer, Ciprian Natea, capitanul formației, Florinel Mitea. La mijloc, Michael Panos, Baba Aine, Raul Rotund. În atac, trei vârfuri, Musinga, George Monea și Marvin Șib. Presă de rezerve a formației sibiene, Marius Aldescu, portar, jucător de câmp, Ștefan Visici, Orte Hernando, Raul German, Alexandru Pop, Darius Cosma, Tudor Călin, Casian Soare și Cătălin Alexe. Aici la Buzău este un timp admirabil pentru fotbal, temperatura indică 26 de grade Celsius, umiditatea este de 33%, vântul bate cu 18 km pe oră. În tribune circa 4.000 de iubitori ai fotbalului. Gazul se prezintă în condiții impecabile la jocul dintre Gloria și Clubul Sportiv Comunal Șelimbăr. Gloria vizează revenirea pe întâia scenă fotbalistică și exact la această clipă a început meciul de aici de la Buzău dintre Gloria și Clubul Sportiv Comunal Șelimbăr. Atacul formației buzoiene, mingea a fost expediată însă la foarte în joc, a protestat foarte bine acolo Florinel Mitea, fundașul stâng al formației sibiene, și jocul va fi reluat din colțul careului mic. Minutul 1 al partidei dintre Gloria Buzău și Clubul Sportiv Comunal Șelimbăr, scorul este egal, 0-0. Dragi ascultători, un meci care este transmis în direct la prosport.ro, pe canalele Facebook, YouTube, cu secvențe la TikTok, regia tehnică fiind semnată de colegul și prietenul Ciprian Ștefan, în studio Anca Rudăreanu și Florina Gomoescu, colegiul editorial, director editorial Adrian Artene, Andrei Trifan, redactor șef, și Mihai Ianoș, producător general. Capitanul formației sibiene, Ciprian Natea, în poziția mingii, schimbă cu Florinel Mitea. Mitea mai departe pasează, intervine la pressing acolo, Adi Chicăroșu, fundașul central al formației sibiene, însă intervine foarte bine și reușește să se menține poziția balonului. Acum pasa a fost adresată de Panos undeva pe partea dreaptă spre Palmer. Palmer schimbă cu Alexandru Gâț, fundașul dreapta al formației din Șelimbăr. Mingea este recuperată de cei de la Gloria Buzău, încearcă o acțiune ofensivă, însă intervin din nou cei de la Clubul Sportiv Șelimbăr și reușesc să respingă. Mingea a fost recuperată între timp de Robert Sălceanu, de fundașul stâng al formației buzoiene. Mingea a fost întoarsă la Alin Dobrosavlevici și acesta l-a găsit pe Dandea. Dandea mai departe combină cu Ovidiu Perianu, pasă înapoi, mingea ajunge la Alin Dobrosavlevici, fostul jucător pe malul Begăi la Timișoara, și mingea se transmise, se întoarsă spre Alexandru Dandea, pasă spre mijlocul terenului spre Ovidiu Perianu, acesta pasează înapoi și se interpune acolo Musinga și mingea este spediată în afară de joc. A fost acolo Aine și iată repunere de la margine în favoarea formației buzoiene. Diego Ferrareso, fundașul dreapta, este cel care repune mingea în joc, cred că va pasa dincolo de jumătatea terenului, intervine însă acolo Aine, el cade în duelul cu vârful de lance al buzoienilor, cu Adi Chicăroșă, căptanul formației buzoiene, și mingea a fost recuperată de formația din Șelimbăr. Balonul este transmis de Michael Panos undeva pe partea dreaptă, încearcă să-l angajeze acolo pe colegul său, pe George Monea. Mingea este transmis însă în afară de joc și va fi o repunere de la margine în favoarea formației sibiene. Pe partea dreaptă vor repune sibienii prin Alexandru Gâț, fundașul dreapta. În apropiere se află trei jucători,
De-ai săi, în apropiere se află însă și Panos. Să vedem dacă va transmite spre Careul. Deși, deci, într-adevăr, mingea este transmisă pe partea dreaptă. Trenul a transmis acolo Monea, însă mingea a fost respinsă. Faza de atac formației din Șelimăr continuă, însă mingea a fost expediată imprecis în afara trenului și vor repune jucătorii de la Gloria Buzău. Dragi ascultători, au trecut 2 minute și 47 de secunde din jocul din Crângul Buzăului, Gloria, Clubul Sportiv Comunal, 1599, Șelimăr 0-0. Se știe că formația sibiană s-a aflat mult timp în fotoliul de lider, însă acest loc a fost cedat Unirii din Slobozia, care va întâlni duminică de la ora 11 pe Gloria Buzău. Vom fi prezenți în transmisiune directă pe stadionul din Slobozia, tot la prosport.ro. Meciul este transmis de aici, de la Buzău, cu sprijinul Federației Române de Fotbal și al EAD. Mingea a fost recuperat însă de Natea, capitanul formației sibiene. Pasat înapoi, schimbat cu colegul său Palmer, reprimește Natea. Acesta își scoate un echipier de marcat, pasează spre înspre cercul median, primește tot el și acum balonul a fost pasat pe partea stângă spre Mitea. Mitea pe partea stângă, pasă însă spre Marvin Șip. Mingea a fost respinsă însă de Gloria Buzău pe moment, fiindcă iată, mingea se transmisă spre marginea careului printr-un plonjon spectaculos, respinge Alexandru Dandrea, fundașul central al buzoienilor. Încearcă să rea acolo Mihnea Rădulescu, nu izbutește, mingea este transmisă însă pe partea stângă a terenului spre Marvin Șip, însă intervin buzoienii care câștigă, se bate acolo pentru balon și Ainez, vedem dacă va reuși el. Pasează în partea stângă, prea tare însă, fără adresă și mingea va fi depusă din colțul careului mic. S-au scurs 4 minute din jocul de la Buzău, dintre Gloria și CSC 1599. Schellenberg, scorul este nemodificat 0-0. Un meci care contează, vă spuneam, pentru etapa 3-a a play-off-ului, Ligia 2-a, Casa Pariurilor la fotbal. Gloria ocupă treapta 5-a și încearcă să avanseze în clasament, în timp ce formația din Schellenberg își dorește cu ardoare să își recupereze punctele pierdute și în acest an fotbalistic 2024 și să recupereze întâia treapta clasamentului. Însă va fi foarte dificil, mingea este transmisă la Alin Dobrosavlăvici. Acesta l-are în față pe vârful de atac al formației din Schellenberg, pe Șib. Mingea este pasată pe flancul drept, alargă acolo Diego Ferrareso, însă mingea este respinsă fără probleme din fața sa de Florinel Mitea. Acum formația sibiană a încercat o acțiune ofensivă, mingea se află la Aine, Aine în cercul median, pasează pe partea dreapta trenului, respingă jucătorii de la Gloria Buzău, însă se complică și iată o intervenție excelentă acolo a lui Șib, mingea pe partea dreaptă și de acum balonul trece însă la vreo 7 metri de stârpul din dreapta porții formației buzoiene, iată un prim șut spre poarta formației buzoiene, dar nu pe cadrul porții. Cel care a expediat-o mingea la mari distanță de stârpul în dreapta a fost, iată, jucătorul de la Schellenberg, Raul Rotund. Mingea este recuperată însă de Alexandru Dandea, în afara careului de 16 metri. Schimbă, pasează undeva spre mijlocul terenului. Balonul se află în posesia lui Vlad Prejmerean, acesta mai departe pasează și îl găsește demarcat acolo pe Perianu. Mingea a fost transmisă însă pe partea stângă de Ahmatov, pe partea stângă și iată formația buzoiană în ofensivă pe partea stângă a terenului. Sălceanu găsește pasă în intervenție însă salutară acolo a celor de la CSC Schellenberg prin Alexandru Gâț. Mingea este recuperată de cei de la Gloria Buzău, puresc o nouă acțiune ofensivă. Mingea este transmisă în cercul median, Ovidiu Perianu, pasă în partea dreaptă spre Ferrareso. Ferrareso avansează, schimbă cu colegul său, cu Mihnea Rădulescu. Mihnea Rădulescu reușește un dribling spectaculos, piciorul stâng pasează însă la 20 de metri departe. Mingea se află în posesia lui Denis Dumitrașcu, pasa acestuia mai departe spre Ahmatov. Mingea este transmisă spre Prejmerean, cu mine jucător de la Gloria Buzău, Ferrareso pe partea dreaptă, trebuie o centrare în careul, acțiune periculoasă în careul, Adi Chicăroșă și respinge însă Ciprian Maltea, fundașul central formației sibiene. Mingea este recuperată pe partea stângă a terenului de Sălceanu. Sălceanu pasează foarte bine pe partea sa spre un colet spre Denis Dumitrașcu, mingea este întoarsă spre Vlad Prejmerean și acesta se află în jumătatea de teren a formației buzoiene. Pasează spre Alexandru Dandrea. Acum jucătorii de la Gloria Buzău se află cu fundașii undeva în apropierea liniei care marchează centrul terenului. Balonul este întors din nou la Vlad Prejmerean și acesta pasează pe partea stângă, schimbă cu Robert Sălceanu, pasă pe jos, mingea se află la Ahmatov. Ahmatov între doi adversari, transmite o pasă diagonală partea dreaptă spre Diego Ferrareso. Stop cu piciorul drept, mingea este transmisă spre marginea care 16 metri. Pasă spre Mihnea Rădulescu, acesta întoarce pentru Ovidiu Perianu. Pasă înapoi spre Prejmerean, combină din nou cu Perianu și din nou Prejmerean. Prejmerean pasează foarte bine. Iată balonul se află, Ovidiu, șuta lui Ovidiu! Perianu, însă mingea este contrat acolo și este expediată în afara terenului, out pentru formația Gloria Buzău. Repunere de la margine pentru formația buzoiană
dragi iubitori ai fotbalului, mingea se transmite spre Preșmăreal cu pieptul, pasează pe partea dreaptă spre Diego Ferrares, o mingea pe partea dreaptă și este expediată în afară, nu, și va fi out în favoarea formației sibiene, întrucât cel care a expediat-o a fost Mihnea Radulescu. Repunere de la margine în favoarea formației sibiene, s-a repus mingea în joc, Natea, capitanul formației, Ciprian Natea, transmite acum o diagonală dincolo de linia de centru a terenului. Mingea a fost recuperată acolo de Raul Rotund, revin jucătorii de la Gloria Buzău, câștigă însă Panos mai departe, pasă partea dreaptă, schimbă cu colegul său de pe acea parte cu Alexandru Gâț și mingea a fost expediată undeva în afară, terenului și va fi out pentru formația buzoiană. Am intrat în minutul 9 al partidei de aici în crângul Buzăului, Gloria Buzău, Clubul Sportiv Comunal 1599, Schellenberg, scorul este egal 0-0, mingea la Ahmatov, pasă înapoi spre Robert Sălceanu, fundașul stânga, întoarce pentru Vlad Preșmăreanu, jumătatea proprie, acesta cred că va pasa spre centrul terenului, într-adevăr îl găsește demarcat undeva în apropierea cercului care marchează centrul terenului pe Ovidiu Perianu, acesta a întors pentru Alin Dobru Salvevic și acesta îl deschide la rândul său pe Alexandru Dandea. Alexandru Dandea în jumătatea proprie, pasă din nou spre Alin Dobro Savlevic. În apropiere se află Ahmatov, minge este transmisă acum în diagonală pe partea dreaptă spre Ferraresu. Ferraresu se respinge însă din fața sa, fundașul stânga al sibienilor, Mitea, minge este pe partea stângă a terenului. Și atât intră poste balonului Ovidiu Perianu, a căzut acolo Șip, dar jocul continuă. Arbitrul acestei partide, Claudiu Marcu din Constanța, conduce acest joc, secundat fiind de Răzvan Tudor din București și de Roxana Ivanov din Giurgiu. Arbitru de rezervă, Laurențiu Ione din București. Observator din partea Federației Române de Fotbal, Bogdan Gheorghiță din Vaslui. Delegat de joc, observator pentru arbitrii, Petre Radu din București. Fost din Tulcea, mingea se află la Vlad Preșmăreanu. Acesta pasează colegului său din linia mediană, Ahmatov. Mingea este expediată însă. Intervine excelent acolo Aine și reușește să câștige. Pasă partea stângă a trenului și intervine acolo foarte bine din nou Alexandru Dandea. Rămâne peste balonul. Atacă formația buzoiene pe partea dreaptă a trenului. Alexandru Dandea este faultat de Baba Aine și va fi o lovitură liberă în favoarea formației buzoiene. Unghi de 45 de grade de la mare distanță, de la circa 35 de metri de poarta pe care o apără Alexandru Roșca. Lovitură liberă așadar în favoarea formației Gloria Buzău. Cele două formații se masează în afara careului de 16 metri al formației sibiene. Lovitură liberă în favoarea Gloriei Buzoiene, care insistă, dragi ascultători, pentru a înscrie, pentru a adjudeca Gloria cele 3 puncte. Andrei Prepeliță este un antrenor foarte ambițios. Se știe că el a reușit o performanță cu FC Argeș când a calificat-o în play-off. Apoi, iată, n-a reușit prea mult să stea pe banca tehnică a formației piteștene. Andrei Prepeliță, acolo exigențele erau foarte mari, peste posibilitatea de exprimare ale formației FC Argeș. Acum execută Radulescu, transmite în careul de 16 metri, mingea se respinge, să rămâne în afara careului de 16 metri și respinge de acum din nou Mitea. A respins cu piciorul stâng, dar a încercat să aia acolo și nu a zbutit, mingea a fost recuperată cei de la Gloria Buzău, însă mingea între timp depășise terenul și va fi aruncare de la margine în favoarea formației sibiene. Astfel indică arbitrul partidei, Constanțeanul Claudiu Marcu. Mingea a fost transmis înapoi spre Florinel Mitea. Acesta mai departe pasează spre colegul său, spre Raul Palmer. Mai departe combină cu același Natea, Ciprian Natea, cei doi fundași ai formației sibiene. Au pasat acum și mingea se află la Mitea. Mitea întoarce, intervine la presiune, adică Găroșe se dispută cu Matea. Duelul între cei doi continuă, pasă înspre partea stângă, în afară terenului și va fi out în favoarea formației buzoiene. Nu avea o altă soluție, o altă soluție salvatoare, să zic așa, capitanul formației sibiene și va fi out în favoarea formației din Buzău. Execută Ferraresu, pasă spre marginea calului, scrime cu Perianu, reprimește Ferraresu, are în față un adversar, îl are în față pe Marvin Șib, repliat și mingea a fost expediată în afara terenului și va fi din nou out în favoarea formației Gloria Buzău. Cam din aceeași poziție s-a executat mingea pe partea dreaptă, Ferraresu și corner! Acordă corner, dragi ascultători, acolo, iată, fundașul stâng al formației sibiene în această fază, Marvin Șib. Lovitură de la colț pentru formația buzoiană, execută Mihnea Radulescu. Lovitura de colț pe partea dreaptă. Sunt 5 jucători ai Gloriei Buzoiene în care formației sibiene. Acum se va executa lovitura de la colț pe partea dreaptă. În minutul 13 al partidei, execută Mihnea Radulescu. Nu s-a fărat încă, execută piciorul stâng. Centrare în careul, 17 metri. Cop, peste transversală. A luat acolo Adici Roșă din marginea careului mic, sărise acolo și portarul formației sibiene, Alexandru Roșca, însă mingea a fost transmisă la vreo 7-8 metri de transversal la portii formației CSC
1599 Schellenberg. Repunerea din colțul carului mic, portarul formației ACBN, Alessandro Roșca, este cel care va repune mingea în joc. Intervine însă acolo, am avut impresia că va interveni Adi Chică Roșă, însă el se afla undeva repliat și iată mingea s-a respinsă acum capul de Vlad Preșberean. O intervenție inoportună, mingea pe partea dreaptă a terenului. Posibilitate, șut acum, distanț, cel care șutează, însă foarte puternic este Michael Panus, însă mingea a fost ricoșată, a ricoșat în afară de joc din zidul formației buzoene. Repune de la margine în favoarea formației Sibien, Alexandru Gâțe este cel care va repune mingea joc pe partea dreaptă. El trimite o pasă înapoi, posibilitate de centrare, iată Palmer, Raul Palmer. Mingea este transmisă spre marginea careului, 17 metri, Alexandru Gâț, centrare în careul, 17 metri, respinge însă Ovidiu Perianu, a respins cu capul foarte bine, nu se afla niciun coechiper acolo și posibilitate de contraatac, Adi Chică Roșă, însă intervine capitanul formației Sibiene, Ciprian Natea și expediază balonul la fratele lui. Insistă formația buzoiană, însă mingea a fost expediată prea tare, nici Chică Roșă și nici Mircea Rădulescu n-ar mai fi reușit să ajungă balonul care s-a scurs în afara terenului. Și iată acum o nouă intervenție inoportună a Alexandru Gâț și va fi repunere de la margine de formația buzoiană. Robert Sălceanu pasează înapoi spre întoarce pentru Alin Dobrosalvevi și acesta îl deschide la rândul său cu o pasă laterală spre Alexandru Dandea. Dandea mai departe schimbă cu Ferorosă, mai departe îl deschide pe Mircea Rădulescu. Balonul în posesia buzoienilor, Mihnea Rădulescu era în apropiere, Diego Ferraresu a pasat înapoi, publicul fluieră, mingea a fost transmisă spre Alin Dobrosalvevi și partea stângă spre Robert Sălceanu. Robert Sălceanu l-avea în față pe Panos, mingea este transmisă înapoi spre Alin Dobrosalvevi și acesta mai departe, previzibil, pasează spre Alexandru Dandea. Trece în jumătatea de teren a formației Sibiene, pasă pe partea dreaptă, mingea este transmisă de Ovidiu Perianu cu capul în care o deștepătimente, respinge să tot cu capul acolo Ciprian Natea, căpătanul formației Sibiene, intervine și Preșmenean cu capul Diego Ferraresu, mingea este respinsă însă tot de Natea, Natea îl deschide pe Aine, Aine mai departe schimbă cu Parus la rândul său și acesta deschide pe partea dreaptă a terenului pe Musinga, mingea este transmisă înapoi însă spre Raul Palmer și acesta transmite o diagonală pe partea stângă spre Șib. Respinge în fața sa Diego Ferraresu, în afară terenului va fi out în favoarea formației Clubul Sportiv Schellenberg. Mingea a și fost repusă în joc, Aine pasează la centrul terenului, deschide pe Raul Palmer. Mai departe, pătrunde jumătatea de teren a formației Gloria Buzău, a pasat pe partea stângă spre Musinga și acesta este neatent, expediază balonul telegrafic și mingea va fi repusă din colțul cărui mic. S-o scut, dragi ascultători, exact un sfert de oră din meciul de la Buzău dintre Gloria și Clubul Sportiv Comunal Schellenberg. Scorul este nemodificat 0-0. O remiză ar dezavantaja enorm pe Gloria Buzău, așa că formația antrenată de Andrei Pepeliță trebuie să insiste neapărat pentru a înscrie. Mingea este transmisă în jumătate terena Sibienilor. Acolo intervine foarte bine Natea, Natea pierde. Intervine Adi Chică Roșă pe partea dreaptă a terenului. A tot Adi Chică Roșă a pus piciorul acolo. Natea, mingea pe partea dreaptă. Iată Mihnea Rădulescu, Mihnea Rădulescu și mingea este spediată. Însă în afară terenului de joc, dar se consideră fault în atac și intervine centralul Claudiu Marcu din Constanța. La sesizare, arbitrul asistent Răzvan Tudor și dictează lovitură liberă în favoarea formației Sibiene, întrucât a fost faultat acolo Michael Panus. Și iată, jucătorul care a faultat de la Gloria Buzău primește cartonașul galben, Mihnea Rădulescu. Faza se consumă în minutul 17 al partidei. Scorul este 0-0 în disputa dintre Gloria Buzău și CSC 1599 Schellenberg. Lovitură liberă așadar în favoarea formației CSC Schellenberg, dar cred că se schimbă balonul. N-a fost mulțumită de calitatea balonului Alexandru Roșca, golkeeperul formației Sibiene, și va fi acum o lovitură liberă în favoarea formației Sibiene. Va executa Ciprian Natea, capitanul formației. Nu cred că va transmite o diagonală, ci o pasă, într-adevăr, cât pe ce să se sizeze acolo Mihnea Rădulescu, dar mingea ricoșează la Natea, Natea mai departe pasează spre portarul formației sale, spre Alexandru Roșca. Acesta mai departe transmite pe lângă Adi Chică Roșa lui Mihail Panu și acesta deschide pe Arsan Lugâț pe partea dreaptă. Posibilitatea de contraatac pentru formația sibiană. Mingea a fost expediată pe partea dreaptă a terenului. La balon s-a aflat pentru câteva clipe George Monea, însă mingea a fost respinsă de cei de la Gloria Buzău pentru moment. Mingea recoșează acum la Florinel Mitea și acesta se află în jumătatea proprie. Schimbă cu Ciprian Natea în jumătatea proprie. Pasă spre Raul Palmer. Raul Palmer este din nou acolo, vine la să intervină Adi Chică Roșă, să vină la pressing, însă nu îi putește mingea Alexandru Gâț, din pe partea dreaptă a terenului. Așteaptă Monea pasa, primește pe partea dreaptă a terenului. La marginea careului, 17 metri. Centrare în careul, 17 metri! Și a încercat acolo să reia, dar n-a reușit. Raul rotund, mingea a fost
a ajuns în posesia lui lui Mihnea Rădulescu. Credeam că pasează spre Diego Ferrareso, însă a pasat la centru cu medier, se ridică fanionul de la margine. Arbitrul asistent Răzvan Tudor din București ridică fanionul, semn că Adi Chică Roșă se afla în offside. Să fiu sincer, nu prea mi s-a părut, dar sigur că trebuie să mergem pe deciziile arbitrilor. De aceea sunt arbitrii. Iată, minge se transmis înapoi spre Panos, pasul mai departe, schimbă cu Aine în cercul median. Acesta este în dispută, era pe ce să piardă în disputa cu Ovidiu Perianu, însă mingea a ajuns la Natea pasează mai departe spre Baba Aine. Aine pasează pe jos, schimbă cu Musinga, deschidere pe partea dreaptă spre Monea, minge pe partea dreaptă Monea, centrare în careul lui Sărbice Petri, șut acum! Corner! Nu, mingea a fi pusă din colțul careului mic. Am avut senzația că a lovit mingea Diego Ferrareso, însă nu a atins balonul care a ieșit în afară, lui va fi repus de formația buzoiană. Mingea Alin Dobrosavlevici a ieșit în afara suprafețe de pedeapsa formației sale. Pasează pe partea stângă spre Robert Sălceanu, acesta mai departe o diagonală pe partea stângă a trenului. A circulat să pună în cursă pe Dumitrașcu a respins, însă mingea a ajuns la Raul Palmer și acesta a pasat la rândul său. Mingea ajunge acum la capitanul formației Matea, schimbă cu Aine. Aine în jumătatea proprie, pasă înapoi spre Raul Palmer, combine jucătorii de la CSC Schellenberger. Lor le convine probabil și o remiză, dar asta nu i-ar ajuta prea mult, întrucât se știe, duminică, Unirea Slobozia întâlnește Petre în propriu pe Gloria Buzău. Mingea o partea stângă a terenului s-a aflat Ciprian Natea, tot el a primit pasa și pasează acum, a primit pasa de la Marvin Schip, mingea a fost transmisă spre Raul Palmer. Vine din nou la pressing acolo, adică că Roșă, însă mingea este expediată pe partea dreaptă de lui spre Alexandru Gâță. Acesta pasează printre doi jucători de la Gloria Buzău, perfect spre Michael Panus și acesta în cercul median. Deschide pe partea dreaptă, mingea se află în posesia lui Musinga, stopează balonul elegant la 35 de metri departe, pasă pe partea centrală a terenului, mingea se află în posesia lui Michael Panus, acesta îl deschide pe partea stângă pe Mitea, simă cu același Panus mai departe, o deschidere diagonală pe partea dreaptă spre Monea, să vedem dacă va reuși să stopeze balonul, l-a ajuns, pasează înapoi spre Alexandru Gâț, centrare în careul de 17 metri, mingea în careul de 17 metri, însă traversează zona careul de 17 metri și ajunge acum la Mihai Rădulescu, posibilitatea de a declanșa o acțiune ofensivă, însă întârzie acolo Mihnea Rădulescu, de acum pasat înapoi spre Ferrareso, presat acolo de Raul Rotund, a pasat spre portarul greap și acesta l-a deschis pe Alin Dobrosavlevici. Minutul 20 al partidei din Crângul Buzăului, în continuare Gloria Buzău, CSC 1599 și Limbăr 0-0. Meciul este unul acerb, o dispută acerbă pentru câștigarea balonului, însă din punct de vedere tehnico-tactic nu sunt valențele la care ne așteptăm. N-am observat valențele la care ne așteptam. Ne așteptam să fie un joc mult mai spectaculos și cu ambiție mult mai mare. Mingea iată la Mihai Rădulescu, bate acum între trei jucători. Rămâne posibilul lui. Pasă însă spre mijlocul terenului. Posibilitate de a-și declanșa o acțiune ofensivă. Minge la Dumitrașcu cu întârzie. Îl deschide pe Robert Sălceanu pe partea stângă. Fundașul stâng al buzoienului este absolut singur pe partea stângă a terenului. Vine acolo pentru a-l întâmpina, dar nu reușește. Și mingea este transmisă în careul și se plătește spre Chică Roșă. Resping însă jucătorii de la CSC Schellenberger prin Palmer, recuperează însă buzoienii, minge o partea stângă din nou Dumitrașcu, pasează spre Rasambek Ahmatov și acesta acum îl deschide pe Alexandru Dandea pasează pe jos, schimbă cu Perianu, Ovidiu Perianu pasă spre Diego Ferrareso, acesta pasează pe jos, mingea a fost transmisă de înapoi spre Mihnea Rădulescu, îl deschide însă din nou pe Rasambek Ahmatov și acesta la rândul său pasă spre Preșmerean, pe partea stângă a terenului. Dumitrașcu deschide pe Sălceanu. Sălceanu trece de un adversar, trece de Alexandru Gâț, la marginea calului și pe pasă însă foarte bună, mingea Adichi Căroșă, pasă partea stângă din nou spre Dumitrașcu. Centrare în careul și 17 metri și mingea ajunge acum din nou recentrare a lui Mihai Rădulescu. Fața de atac a Gloriei Buzene continuă, respinge să cu capul pe spate acolo foarte bine. Musinga repliat, mingea este recuperată însă de Denis Dumitrașcu, pe partea stângă, pasă pe culoare, pe partea stângă, excelentă, însă intervine acolo Palmer și reușește să respingă, posibilitatea de contraatac, mingea se află în posesia lui Raul Rotund, pasă pe partea dreaptă, scrimbă cu Alexandru Gâț, pe partea dreaptă terenului, mingea se află Alexandru Gâț, însă mingea este transmisă acum spre Aine mai departe, nu, s-a aflat în posesia balonului acolo Musinga, la marginea careului, pasă pe partea dreaptă, din nou George Monea pe partea dreaptă, centrare în careul de 17 metri și mingea este respinsă, intervine acolo Diego Ferrareso în afara careului de 17 metri, pasă în adâncime, mingea ajunge la Adi Chică Roșă, îl transmite cu capul, foarte bine, îl schide pe
Ahmatov, posibilitatea de contraatac, Ahmatov însă a trebuit să iuțească faza, pasă abia acum spre Denis Dumitrașcu, acesta calmează jocul, nu se află niciun coechiper acolo și iată, mingea a fost transmisă spre Sărceanu și acesta îl deschide pe Plejmerean, pasă spre Ovidiu Perian, mai departe, mingea este transmisă spre Ahmatov, Ahmatov în posesia lui, pasă înapoi, era presat acolo și mingea ajunge la Alexandru Dandea, a trecut în cealaltă jumătate a terenului, revine Dandea și câștigă și pasează tot înapoi spre Alin Dobroslavovici. Este singur, este remarcat, pasă batea stângă, pase previzibile, dragi iubitori ai fotbalului, mingea este transmisă, întoarsă de Robert Sălceanu, tot spre Dobroslavovici. Acum o deschidere din golul partea dreaptă, alergă acolo Ferraresu, mingea a fost expediată prea tare și va fi repusă de formația CSC 1599 Schellenberg. S-au scurs 23 de minute din jocul de la Buzău dintre Gloria și CSC 1599 Schellenberg. Și până când una dintre cele două formații nu va înscrie, în mod sigur, jocul va fi lipsit de spectaculozitate. Repunere de la margine pentru formația din Schellenberg. Mitea a repus balonul în joc. Insistă acolo colegul său, Raul Rotund, mingea este respinsă și respinge acum Natea cu capul în careul de 17 metri. Mingea este preluată însă de Mitea. Mitea pierde, iată, intervenție foarte bună a lui Chică Roșă. Pasă spre Mihai Rădulescu, pe partea dreapta terenului se complică, însă acum pasează înapoi. Balonul la Ferraresu, Ferraresu a încercat, însă intervine acolo, se opune Aine și mingea este expediată în afara terenului. Jucătorii de la Gloria Buzău se complică în momentul în care se apropie de marginea careului de 16 metri sau cumva se află într-o poziție bună în careu. Mingea se află la Ferraresu, acesta pasează înapoi, a schimbat cu Ahmatov. Mingea o partea dreaptă din nou, Diego Ferraresu, centrare în careul de 16 metri. Mingea este respinsă și intervine acolo Musinga, pasează înapoi. Din nou resping jucătorii de la CSC, se liber prin Mitea. Se produce un fault, însă se faultat acolo Raul Rotund, el a căzut, intervine centralul partidei Claudiu Marcu din Constanța, să vedem dacă îl va avertiza Palisanu Dandea. Doar un singur cartonaș galben a fost, până acum a fost arătat lui Mihnea Rădulescu. Mihnea Rădulescu a primit cartonașul galben, un singur cartonaș galben până acum, în minutul 25 al partidei. Încă un sfert de ceas din primul bitan al partidei aici la Buzău. Gloria CSC Schellenberg, scorul este nemodificat 0-0. Mingea se află la Panus amasează, pasă pe partea dreaptă, îl deschide pe Alexandru Gâță, acesta retransmite pasa și mingea ajunge acum la Aine. Aine pasează înapoi, întoarce pentru Ciprian Natea. Natea, posesia balonului, schimbă cu Palmer. Palmer mai departe, pasă pe partea dreaptă a terenului. Mingea se află la Panus, deschidere pe partea dreaptă spre Alexandru Gâț. Se așteaptă pasa acolo, George Monea, centrare în careul din 17 metri, resping însă jucătorii de la Gloria Buzău. Șut acum! Aine, pe lângă stâmpul din stânga! Șut al lui Aine în minutul 25 al partidei. Am intrat acum minutul 26, o prima acțiune clară, concisă, o acțiune periculoasă în contrul formației ACBN, însă a ratat acolo Aine. Faza se consumă în minutul 25, dragi ascultători al jocului. Scorul rămâne nemodificat. 0-0 din disputa dintre Gloria Buzău și CSC 1599 Schellenberg. Ovidiu Perianu declanșează o nouă acțiune ofensivă. Mingea se află la Diego Ferraresu. Este întâmpinat acolo și pasează înapoi. Era acolo presat de Marvin Schip. Balonul se află acum la fundașul central al buzoienilor, Alin Dobroslavovici, în cercul median. Așteaptă pasa Alexandru Dandea. Trece dincolo centrul terenului. Pasează pe jos însă spre Perianu. Intervenție însă la celuași Aine. Parcă este fără sprijină jucătorul mijlocaș al Schellenbergului. Mingea a fost expediată pe partea stângă spre Raul Rotund. Însă intervine acolo foarte bine. Excelent intervine Vlad Prejmerean, mijlocașul ofensiv al buzoienilor, și reușește să paseze spre Greab. Mai departe îl deschide pe Dobroslavovici. Pasă înapoi din nou, cât pe ce, țâșnise acolo Musinga. Mingea a fost însă transmisă în afară de joc și va fi out în favoarea formației CSC 1599 Schellenberg. S-au scurs, dragi iubitori ai fotbalului, 27 de minute în jocul de la Buzău dintre Gloria și CSC Schellenberg. Scorul este nemodificat 0-0. Mingea este transmisă spre Palmer de Natea, reprimește Natea în jumătatea proprie, este nemarcat. Se vede că jucătorii de la CSC Schellenberg cred că sunt mulțumiți și cu o remiză. Mingea este transmisă spre Raul Palmer, fiindcă au posibilitatea de așa acțiuni furibunde pe contraatac, însă nu o fac, fie că nu pot, fie că nu sunt pregătiți pentru a-și surprinde adversarul. Mingea se află acum din nou la Raul Palmer. A primit pasa de la Natea, avansează, în apropiere se află din nou Adichică Roșă.
Mingea este transmisă spre același Palmer. Palmer pasează pe partea stângă a terenului. Mingea se află în posesia lui Natea. Natea avansează spre centrul terenului, trece dincolo de centrul terenului cu balon la picior. În apropiere se află Aine, primește pasul acum, pasează înapoi, schimbă cu Panus. Panus intervine acolo fără succes, însă Ahmatov. Mingea a fost expediată spre Laur Palmer. Trece în jumătate terena formației, ei bine, pasă spre Alexandru Gâț pe partea dreaptă lui, între doi adversari. Întoarce pentru Laur Palmer și acesta îl deschide la rândul său pe Ciprian Natea. Iată formația Buzunar se repliază în jumătatea proprie. Invită pe formația din Schellenberg la atac pentru o surprindere pe contraatac, însă au sesizat jucătorii antrenați de Claudiu Niculescu acest fapt și ei se mulțumesc doar să plimbe balonul undeva în jumătatea proprie. Așa cum se întâmplă și în această clipă, mingea în posesia lui Natea. Natea pătrunde spre mijlocul terenului, pasă pe jos, pasă însă pe partea stângă a terenului. Insistă acolo Martin și pe partea stângă a terenului. Centrare în careul 17 metri, însă centrare fără adresă. Intervine propriul, a protejat acolo foarte bine Alin Dobrosavlevici, iar portarul Alexandru Greab a reținut fără probleme. Mingea, același Alin, acesta pătrunde, a ieșit din afara careului de 17 metri, schimbă cu Alexandru Dandea, fundașul central, îi retransmite pasa, încearcă să intervine acolo Raul Rotund, însă mingea a fost transmisă prea tare și acum Preșmărean pasează tot înapoi. Jucătorii de la Gloria se mențin în posesia balonului, dețin inițiativa, însă nu creează acțiuni care să surprindă descoperită pe formația din Schellenberg. Mingea a fost transmisă acum din nou spre Alin Dobrosavlevici de Alexandru Dandea, acesta pătrunde undeva la vreo 5-6 metri se află Raul Rotund. Mingea a fost transmisă pe partea dreaptă, respinge-se cu capul foarte bine acolo Florinel Mitea, imprecis în afară, nu va fi auto pentru formația buzoiană. Am intrat în minutul 29 al partidei aici în Crângul Buzăului, Gloria CSC 1599 și limbări 0-0 în a treia etapă a play-off-ului ligii a doua casa pariurilor la fotbal. Meciul este transmis în direct cu sprijinul Federației Române de Fotbal și al EAD. Este transmis în direct la prosport.ro, pe canalele Facebook, YouTube, cu secvență la TikTok, regia tehnică fiind sunată de colegul Ciprian Ștefan, în studio Anca Dreanu și Florina Gomoescu, trioul editorial Adrian Artene, Andrei Trifan și Mihai Ianuș. Mingea pe partea dreaptă, iată, s-a aflat în posesia balonului Diego Ferrares, a pierdut, revine Preșmărean, care câștigă, Gloria se menține ofensivă, pune piciorul acolo, fundașul stâng al sibienilor, Florin Mitea, se sfiază balonul în afara terenului. Repunere de la marginea pentru formația buzoiană, Diego Ferrares o pasă înapoi spre Ahmatov, tot Ahmatov, întoarce pentru Alexandru Dandea. Nu avea o altă soluție, jucătorii de la Gloria Buzău încearcă să îi surprindă descoperiți pe jucătorii de la Schellenberg, însă nu îi zbuțesc până acum. Mingea se află în posesia lui Mihai Rădulescu, pasă înapoi, a fost avertizat Mihai Rădulescu cu un cartolaj galben, pasă spre cercul medial, din nou pasă înapoi și publicul fluieră. Oprobiul publicului este evident, dragi iubitori ai fotbalului, față de maniera de joc a Gloriei. Mingea din nou pe partea dreaptă a terenului se tacticizează in extremis, mingea pe partea dreaptă a terenului, iată balonul în posesia celor de la Gloria Buzău, pasă înapoi a lui Ahmatov, mingea se află în posesia lui Mihai Rădulescu, centrare în careul lui 17 metri, centrarea însă defectuoasă, nu se afla nimeni acolo, erau doi jucători de la Gloria într-adevăr, dar se aflau și 2-3 jucători ai formației sibiene. Repunere din colțul Carol Mic, a trecut o jumătate de ceas din jocul din Crângul Buzăului dintre Gloria și Clubul Sportiv din Schellenberg, scorul este nemodificat 0-0. Repunere de la margine pentru formația sibiană, s-a repus mingea în joc, Palmer transmite spre portarul Alexandru Roșca și acesta îl deschide pe Ciprian Natea. În afara careului schimbă, pasează tot spre Palmer, mai departe deschide pe Alexandru Gâț pe partea dreaptă a terenului, deschide în diagonală Alexandru Gâț, fost jucător și la Sportul Znagov, mingea este respinsă, însă și iată, intervine foarte bine acolo, iată mijlocașul formației sibiene, Panus, mingea este pierdută, a intervenit acolo și Aine, dar iată, intervin și buzoienii, partea stângă, poate încearcă o acțiune pe contraatac, intervine însă și respinge acolo Alexandru Gâț, a respins cu capul, mingea a fost preluată de cei de la Gloria Buzău, însă mingea a fost expediată în afară lui și va fi out în favoarea formației buzoiene. A repus la margine Sălceanul, a deschis pe Alin Dobrosavlevici și acesta mai departe pasează spre Alexandru Dandea. Alexandru Dandea îl schimbă pe Vlad Preșmărean. Preșmărean este întâmpinat acolo de Aine. Pasă spre Alin Dobrosavlevici și acesta mai departe îl deschide pe partea stângă a terenului. A primit pasa de la Ahmatov. Alin Dobrosavlevici, tot el primește pasa de această dată de la Vlad Preșmărean și mingea se transmisă spre Alexandru Dandea.
Este un joc care este, vă spunem, dragi ascultători, lipsit de spectacolitate aici, în Crângul Buzăului. Mingea se află la Diego Ferrares, o miza partidei este una enormă. Gloria nu rește să piardă niciun punct în această dispută cu formația din Schellenberg. Mingea pe partea dreapta terenului. Pasă pe culoare în carul de 17 metri, adică Roșă, la marginea în carul de 17 metri și pierde foarte ușor. Iată, avea în apropiere un coechiper, l-avea pe Denis Dumitrașcu. Mingea se transmite tot în carul formației. Sibiene însă a terminat acolo, Datea și a reușit să respingă. Florinel Mitea din nou pasează pe partea stângă, se produce însă un foul și va fi lovitură liberă în favoarea formației CSC Schellenberg în minutul 33 al întâlnirii. Încă 12 minute și jumătate din prima parte a întâlnirii aici la Buzău, Gloria CSC 1599, Schellenberg 0-0. Încă nu a fost spartă gheața aici în Crângul Buzăului. Lovitură liberă în favoarea formației Sibiene, va executa Ciprian Natea. El pasează înapoi previzibil spre colegul său Raul Palmer și acesta retransmite pasa. Au trecut 33 de minute, vă spuneam, am intrat în 34 al întâlnirii, încă 12 până la finele primei părți a întâlnirii. Intervenția lui Premedan, pasă Adicică Roșa, acesta pătrunde singur, pasă pe culoare pe partea dreaptă, dar atunci s-a făcut Rădulescu pe partea dreaptă, a încercat o centrare, se opune Aine și mingea a fi repusă din colțul colului mic. Publicul a crezut că va fi corner în favoarea Gloriei, dar nu a fost pe fază acolo arbitrul asistent Răzvan Tudor din capitală și a făcut semn ca jocul să fie reluat din marginea carelui mic, ceea ce s-a și întâmplat. Mingea se spediată spre Raul Palmer. Fundașul central al formației Sibiene a ieșit acum în afara careului. Balonul se află în posesia lui Ciprian Natea, pasă pe partea stângă spre Mitea, Mitea mai departe, pasă pe jos pe partea stângă spre Șib. Mingea este transmisă însă, iată, Buzen, Chica Roșă, la marginea careului, atacă formația Gloria Buzău, pasă excelentă spre Ahmatu, Ahmatu, la marginea careului se complică, pasă pe partea dreaptă, mingea din lua, Măișina Radulescu, posibilitate de centrare pe partea stângă, încearcă un dribling al doilea, intervine acolo Martin Șib pentru a-l deposedea, nu reușește, mingea a fost, rămân la jucătorul, dar Gloria Buzău, Buzău centrare în careul, respectivamente respinge cu capul Natea, mingea rămânea în careul, încearcă să rea Preșbărean, pasă spre Mihnea Rădulescu, partea dreaptă, mingea se afla Ferrareso, atacul Gloriei continuă, mingea se atrapinsă a noi spre Ovidiu Perianu, pătrunde pasă înapoi la marginea careului, intervine excelent acolo, însă Florinel Mitea și reușește să respingă, mingea se transmisă spre Panus, acesta mai departe îl deschide pe George Mone pe partea dreaptă a terenului, atac al formației CSC Schellenberg, mingea însă este expediată înapoi spre Alexandru Gât și faza se răcește. Balonul ajunge, ricoșează de la Raul Palmer. Pasează lateral pe partea stângă spre Ciprian Natea, reprimește Palmer. Combine jucătorii de la CSC Schellenberg, cei doi fundași centrali. Mingea se află acum din nou la Raul Palmer și acesta se apropie de centrul terenului, de cel cu median. Pasă spre Ciprian Natea, se retrage Gloria Buzău în propria jumătate. Mingea pe partea centrală a terenului în jumătatea formației Sibiene. Balonul din nou la Ciprian Natea și acesta pasează tot spre Raul Palmer. Parcă numai doi ar fi pe teren, cei doi fundași centrali ai formației buzoiene și mingea este spediată de Palmer în afară terenului, va fi out în favoarea formației Gloria Buzău. Nu justifică, după opinia mea, locul în clasament, locul al doilea formația sibiană, până acum nu a avut nici o realizare notabilă, măcar o realizare notabilă. Minutul 36 al partidei, am intrat în ultimele 10 minute din prima parte a întâlnirii. S-au aprins reflectoarele aici pe stadionul din Crângul Buzăului. Mingea se transmisă undeva spre jumătate de la formației Sibiene. Intervin Sibiene care câștigă, dar este foarte atent acolo și reușește să câștige Alexandru Dandea. Pasă partea stângă spre Robert Sălceanu. Pornește o acțiune ofensivă a formației sale, partea stângă a terenului. Așteaptă pasa și primește acum Denis Dumitrașcu. Mingea este transmisă totuși înapoi și iată, balonul este transmis spre cercul median. Intercepția acolo al lui Dandea pasează spre Preșmerean, intervine la pressing acolo, Musinga nu izbutește, mingea este respinsă însă de Marvin Șib, pasă foarte bună, mingea a fost transmisă spre Musinga mai departe, transmite o pasă la marginea careului de 17 metri spre marginea careului, insistă acolo, Raul Rotund, mingea este respinsă undeva la mijlocul terenului, intervine Arsanu Gâs care câștigă, receptează balonul și trece dincolo de linia de centru, pasează spre Mone pe partea deaptă, uite 45 de grade, pasă înapoi spre Panos, acesta încearcă o centrare în careul de 17 metri și se înalță din fața lui Musingo, excelent portarul formației buzoiene, Arsanu Greaf și acesta reușește să rețină, pasă acum la lui Preșmărean, undeva spre mijlocul terenului la Decică Roșă, respinge însă de acolo cu un clabicaze Palmer, mingea este retbarată însă de cei de la Gloria Buzău prin Alexandru Dandea. Dandea schimbă cu Preșmărean. Preșmărean este întâmpinat acolo de Aine.
pasează pe partea dreaptă și mingea ajunge acum din nou la Alexandru Dandea. Schimbă cu Alin Dobru Savlevici. Minutul 37, s-a scurt deja încă 8 minute din prima parte a întâlnirii aici la Buzău. Gloria, CSC 1599 și Limbăr 0-0. Un rezultat de egalitate ar dezavantaja, evident, pe formația gazdă, pe Gloria Buzău. Mingea este pe partea stângă a terenului, a încercat să paseze, să fie deschis acolo Sălceanu, însă a încercat colegul său să-l deschidă în speță Dandea cu o pasă la adâncime. Tot el primește balonul acum. Dar în față pe Musinga, schimbă cu Alin Dobru Savlevici, acesta calmează jocul, pasă spre Robert Sălceanu, are un culoar favorabil de a pătrunde, pasează spre Dumitrașcu. Dumitrașcu este întâmpinat de doi jucători ai formației din Schellimer, pasează înapoi spre Robert Sălceanu și minge se transmite tot înapoi. Foarte multe pasele adresate înapoi spre oprobiul publicului spectator prezent în număr de peste 4.000 aici la Buzău în disputa cu CSC 1599 Schellimer. Pase din nou spre Preșmerean. Preșmerean l-ar avea în față pe Musinga. Schimbă cu Alexandru Dandea cu piciorul drept. Pasează dincolo de centrul terenului. Mingea se apropie lui Perianu. Acesta se complică și el. Pasează tot înapoi ca de obicei. Iată, dar cel care a pasat a fost Mihai Radulescu. Am avut senzația că este Perianu, dar a fost... Nu, el a fost. A fost Mihai Radulescu. Mingea o partea stângă. Robert Sălceanu pasează înapoi ca de obicei. Iată formația Gloria Buzău în posesia balonului. Dar se complică acum Dumitrașcu. Pasă tot înapoi, mingea se află în posesia lui Alin Dobru Savlevici. Deschidere de gloan pe partea dreaptă, terenul în diagonală. Pasă cu capul, transmite în Carolul și se place Medi. Mingea în Carolul și se place Mihai Radulescu, cu se rea, însă pierde startul acolo cu Florinel Miție. Acesta respinge în afară, terenul va fi out pentru formația buzoiană. Tot Ferraresso a repus balonul în joc, mingea s-a aflat în posesia lui Ahmatov, era retransmis pasa, rămâne Ferraresso, Diego Ferraresso, pasă pe jos, schingă roșie din nou Ferraresso, în canalul se plăcește Ferraresso, însă se complică, pasă înapoi totuși, încearcă să intervină acolo, Dumitrașcu îi zbutește mingea, iese la marginea canalului, cade acolo, Mihai Radulescu, jocul însă continuă, mingea o partea stângă, o urmărește acolo, Raul Rotund câștigă din fața sa, Alexandru Dandea respinge cu capul tot el, intră posesia balonului, greșește să pasă, a pasat exact în ghetele lui Marvin Șib și balonul pe partea stângă a terenului, Raul Rotund pe partea stângă a terenului, câștigă disputa cu Ahmatov, însă se produce un foul și mingea va fi repusă de formația sibiană. Minutul 39, s-a scurs deja, am intrat în minutul 40, doar 5 minute și jumătate, repunere de la margine pe formația din Schellimer, doar 5 minute și câteva secunde acum până la finele primei părți a întâlnirii. Mingea în cercul median se află în posesia lui Raul Palmer. Acesta îl deschide partea stângă a terenului pe Ciprian Natea. Natea mai departe pasează însă spre Florinel Mitea. Jucătorii de la CSC Schellimer insistă în aceste clipe. Mingea în partea stângă a terenului, combinație reușită și la marginea carelui. Margin Silva la marginea carelui. Atat în carelul de 17 metri, pasă pe jos în carelul de 17 metri. Mingea în afara carelului, intervine acolo Alexandru Gâț. Pe partea dreaptă, unghie pe 25 de grade, centrare în careul de 17 metri, respinge cu capul de acolo Ferraresso, în afara careului de 17 metri și va fi out pentru formația sibiană. A căzut unul dintre jucătorii formației Gloria Buzău, în speță Alexandru Dandea, intervine centralul Claudiu Marcu din Constanța și jocul este deocamdată întrerupt. A trecut minutul 40, am intrat în ultimele 5 minute din prima parte a întâlnirii aici la Buzău, Gloria CSC 1599, Schellimer 0-0. Repune de la margine în favoarea formației din Schellimer. Un meci, dragi ascultători, foarte disputat, aprig disputat, însă fără acțiuni periculoase care să capteze atenția publicului spectator. Publicul așteaptă golul neapărat în poarta adversă. Mingea se transmite de aici cu capul în partea stângă, însă a transmis prea tare și va fi acum repunere de la margine, tot în favoarea formației din Schellimer, întrucât mingea a fost atinsă acolo de Radulescu și va fi out în favoarea formației sibiene. Minutul 41 al întâlnirii, ultimele 4 minute din prima parte a întâlnirii, repunere de la margine, primește, iată, mijlocașul formației buzoiene, Aine, mijlocașul formației sibiene, Aine, minge este, încearcă să rea acolo, Adichică Roșie nu reușește, mingea Părianu, Vuitu Părianu, pasă spre Adichică Roșie, se spate la poarta adversă, întârzie pasa, acum pe partea stângă a terenului, schimbă pe Sălceanu, partea stângă a terenului, alargă Sălceanu, este luat acolo de Alexandru Gâț și mingea ieșit în afară de joc. A protejat foarte bine fundașul dreapta al sibienilor și mingea a fi repusă din colțul cărui mic. Am intrat în minutul 42, încă 3 minute și jumătate din prima parte a întâlnirii. Mingea posesia lui Michael Panos, acesta mai departe pasează spre capitanul formației sibiene, Natea. Natea în afara
suprafață de pedeapsa formației sale, îl destie pe stânga, pe Mitea. Mitea este presat acolo de Mihai Rădulescu, pas înapoi, mingea se află din nou la Ciprian Natea și acesta îl deschide pe portarul Roșca. Roșca mai departe schimbă cu Raul Palmer. În careul de 16 metri al formației sale se află Palmer, acum ieșit la fara careului, este cu balonul la picior în continuare, avansează încet, pasă cu încertinitorul spre Natea, reprimește Palmer. Palmer este remarcat, îl deschide pe Musinga, pasă înapoi și balonul se află în posesia lui Panos. Panos deschidere pe jos, mingea a fost speriată spre Raul Rotund. Au intervenit jucătorul Gloria Buzău, Preșbenean, pasă partea dreaptă a lui, mingea se află pe partea dreaptă, Rădulescu, Mihai Rădulescu își închide unghiul de pătrundere și pasează ca de obicei înapoi spre Diego Ferraresu, acesta își caută un coechiper de marcat. Rămâne însă în posesia balonului Ferraresu, pasă însă, a încercat să-l deschide pe Preșbărean, nu a izbutit, a sesizat acolo intenția Mitea și a reușit să respingă în prima atingere a balonului, intervine și acum în cădere Preșbărean, s-a produs însă un fault și va fi fault, fiindcă a fost faultat acolo Panus, va fi lovitură liberă în favoarea formației sibiene. Minutul 43, încă 2 minute și 10 secunde din prima parte a întâlnirii, în timpul regulamentar al primei părți a întâlnirii aici la Buzău, Gloria CSC 1599 Schellenberg 0-0 în a treia etapă a play-off-ului Ligii a doua Casa Pariurilor la fotbal. Urmește transmis în direct cu sprijinul Federației Române de Fotbal și ale ADM, transmis în direct la Play Sport pe canalele Facebook, YouTube, cu secvențe la TikTok, regia tehnică fiind semnată de colegul și prietenul Ciprian Ștefan, în studio Anca Rudăreanu și Florina Gomoescu, trioul editorial Adrian Artene, Andrei Trifan și Mihai Ianuși. Minge o partea deaptă a terenului, respinge Alessandru Gâț, îl deschide pe Monea. Monea este cu balonul cu tot în afară terenului, va fi out în favoarea formației buzoiene. Minutul 44, încă un minut și jumătate din prima parte a întâlnirii. Acum o deschidere a lui Alin Dobrosalvevici, îl deschide foarte bine pe Dumitrașcu. Minge o partea deaptă, ajunge acum, posibilitatea de a contraatac pe formația buzoiană. Mingea posesului Mihai Rădulescu, acesta rămâne posesia balonului, intervine acolo pentru a-l deposeda, dar nu izbutește și mingea a fost expediată însă spre Preșmenean, pasă mai departe spre Ovidiu Perianu, deschidere pe partea stângă a terenului, Dumitrașcu stopează foarte bine partea stângă a terenului, are în față doi adversari, rămâne posesia balonului pe Monea, mingea se respinsă de Alexandru Gâț, se afla și Monea acolo, mingea se transmisă în jumătatea de teren a formației buzoiene, a intrat pentru 45 al partidei, scorul este nemodificat, nu se află niciun jucător a formației Schellenberg în preajma care este plăcipită la formației buzoiene. Mingea recoșează acum din nou la Alin Dobrosalvevici. A primit pasa de la Ovidiu Perianu. Pasa acum spre Alexandru Dandea. Dandea mai departe pasează pe jos. Schimbă cu același Perianu. Deschide pe partea dreaptă. Se sizează însă foarte bine Mitea. Mitea reușește să câștige. Pasă spre Panu și acesta înapoi. Întoarce pentru Matea. Natea de... degajează terenul, mingea pe partea stângă și din urmă Preșbărean. Preșbărean încearcă o acțiune ofensivă, pasă spre Ahmatov. Ahmatov rămâne în posesia balonului, cade jocul continuu, s-a acordat avantaj. Adică Caroșe pătrunde marginea cărării, centrare pe partea dreaptă a terenului, pasă pe partea dreaptă spre Mihai Rădulescu, atacă lui buzoiene, centrare cu piciorul stâng în careul de 17 metri, mingea se respinsă de Alexandru Gât cu capul, însă în afara careului de 17 metri. Reușește să stopeze foarte bine acolo Mitea, Mitea pasează în partea stângă, însă a căzut în duelul cu Preșbărean, intervine centralul partidei Claudiu Marcu și dictează lovitură liberă în favoarea formației CSC 1599 Schellenberg și exact în această clipă se fluieră finalul primei părți a întâlnirii. Scorul este nemodificat în disputa dintre Gloria Buzău și CSC 1599 Schellenberg. Dragi iubitori ai fotbalului, ne vom reîntâlni în transmisiune directă sâmbătă de la ora 11 în Ghencea la meciul dintre CSA Steaua și Progresul Spartac. Legătura în studio, vom reveni peste aproximativ 12 minute. Îl rog pe colegul Ciprian Ștefan să cumpătă legătura în studio.
Dragi iubitori ai sportului rege, revenim în transmisiune directă aici în Crângul Buzăului la meciul dintre Gloria și CSC 1599 Schellenberg, un meci care contează pentru etapa a treia, ultimul al play-off-ului Ligii a doua, Casa Pariurilor la fotbal. La pauză, scorul era egal 0-0. O primă modificare în formația buzuiană, în minutul 46, Crisi Dumitru înlocuiește pe Denis Dumitrașcu. Este o schimbare post pe post. Minutul 46 al partidei, în continuare 0-0. În atac se află formația sibiană, mingea pusă la Inea. Inea pasează la marginea careului de 17 metri. Se complică însă Musinga. Pasă la marginea careului. Șut acum în careul de 17 metri. Mingea este respinsă, a șutat de praz din care s-a nugâț. Mingea a fost respinsă de Buzuien cu contraatac al acestora. Mingea se află în posesia lui Mihnea Rădulescu. Pornește o șansă ofensivă pe partea dreaptă a terenului. Rămâne posesia balonului pe partea dreaptă a terenului. Posibilitate de centrare se complică. Pasează înapoi. Mingea se află în mijlocul terenului Ahmatov. Acesta pasează însă mingea ricoșează la Raul Lotun și posibilitatea de contraatac pentru formația sibiană. Pe partea stângă, balonul în posesia lui Mitea, pornește o acțiune ofensivă. Mingea este respinsă și iată, balonul este transmis la distanță spre Natea, spre capitanul formației sibiene și acesta transmite o pasă spre Raul Palmer. Palmer în cel cu median, mingea se află în posesia lui Michael Șapanus. Mai departe, mingea este transmisă acum spre Aine și acesta pasează înapoi. Balonul în posesia lui Ciprian Matea. Natea pătrunde. Nu credeam că pătrunde se... Cercul de la centrul terenului s-a preferat o pasă colegului său, Raul Palmer, și mingea este transmisă acum de Alexandru Gâț în jumătatea de teren a formației. Raul Lotund pasă pe partea dreaptă a terenului, mingea se află în posesia lui Monea. Monea pasează înapoi. Iată, sibienii pun stăpânire pe joc în aceste prime două minute, dragi ascultători, ale încleștării de la Buzău dintre Gloria și CSC Schellenberg 1599. Vă spuneam un meci de luptă, însă fără veleități. A fost un fault asupra mijlocașului formației sibiene Panus și va fi o lovitură liberă. Cel care a faultat a fost Rasambek Ahmatov și va fi o lovitură liberă pentru formația, în schimb pentru formația buzuiană. Se consideră că a fost faultat Ahmatov. Mingea a fost transmisă înapoi spre Alin Dobrosavlevici. Pasă spre Alexandru Dandea. Dandea în cercul median. Deschidere pe lângă Raul Rotund. Pasă în partea dreaptă. Mingea se află la Mihnea Rădulescu. Acesta reușește, realizează o piruetă. Pasează înapoi spre mijlocul terenului, balonul s-a aflat în posesia lui Alin Dobrosavlevici. Pasă partea stângă a terenului, resping jucătorii de la CSC Schellenberg. Mingea este perluată acum de Musimba, acesta în jumătatea proprie. Deschide pe partea stângă a terenului, mingea a fost transmisă prea tare și intervine portorul formației buzoiene, Arsenu Greb, și acesta reușește să rețină. Schimbă cu colegul său, cu Alexandru Dandea. Mingea ajunge la Alin Dobrosavlevici, care retransmite pasa lui Dandea. Dandea intervine la pressing acolo, dar fără probleme. Reușește să respingă fundașul central al formației buzoiene. Mingea a fost transmisă pe Prejmelean. Mingea este transmisă în cerul terenului. Din nou Ahmatov pierde controlul balonului. Intervin cei de la Schellenberg. Mitea pasează înapoi și mingea se află la fundașul central. Paul Palmer. Raul Palmer pasă pe partea dreaptă spre Alexandru Gâț, primește Palmer de la distanță, era acolo întâmpinat de Adechică Roșă și a pasat spre portarul Alexandru Roșca. Acesta a și respins, l-a găsit de marcat pe Ciprian Natea, capitanul formației sibiene, posesie balonului. Pasă partea stângă a terenului, mingea a fost transmisă la Mitea. Mitea pasează tot înapoi spre Natea și Natea îl deschide pe fundașul central, pe Paul Raul Palmer. Pasă acum spre Alexandru Gâț, intervine la presie acolo Ciprian Dumitru, Cristian Dumitru. Mingea este transmisă însă de Gâț spre Palmer și acesta îl deschide pe Natea. Capitanul formației sibiene încearcă acolo, Adechică Roșă nu reușește. Mingea este transmisă undeva în cercul median. Intervine Raul Rotund, acesta pasează foarte bine. Mingea se află în posesia lui Musinga. Pasă partea dreaptă a terenului spre Monea. George Monea pe partea dreaptă a terenului. Monea în posesia balonului. Intervine acolo și îi suflă balonul. Robert Sălceanu expediază mingea rapid în afară de lui și va fi out în favoarea formației sibiene. Minutul 49 al întâlnirii, s-au scurt 3 minute și jumătate din partida din Crângul Buzăului. Gloria CSC Schellenberg, scorul este egal 0-0 în etapa 3-a play-off-ului Ligii a doua, Casa Pariurilor la fotbal. Meci care contează pentru etapa 3-a play-off-ului, vă spuneam, centrare în careul de 17 metri formației sibiene. Mingea este respinsă, însă respinge Dandea și acum șut peste transversală. Fără probleme, însă, pentru budurile părții formației buzoiene, a fost un șut de la circa 30 de metri expediat de Michael Panus. Scorul rămâne nemodificat, minutul 50 al întâlnirii, am intrat acum și cele două formații se află încă la egalitate 0-0. Meciul este transmis cu sprijinul IADEJ la Federația Română de Fotbal, la prosport.ro, pe canalele Facebook, YouTube, cu secvențe la TikTok, regia tehnică fiind semnată de colegul Ciprian Ștefan.
Mingea se transmite spre marginea carelui și se pretinde la formație sibiene. Balonul în posesia lui Aine, acesta a pasat pe partea dreaptă a terenului. Alergă Monea, dar depune un efort considerabil, nu reușește însă să ajungă balonul care s-a scurs în afara terenului. Va fi repus de formația buzuiană. Când o să am răgazul necesar, am să vă reamintesc distribuțiile celor două formații. Mingea va fi repusă de formația buzuiană, care aliniază următoarea formație în poartă, Alexandru Greab. Linia de fundaș, Diego Ferrareso, Alexandru Dandea, Alin Dobrosalvović, Robert Sălceanu. La birloc, Ahmatov, Vlad Prejmerean, Ovidiu Perianu. În atac, Mihnea Radulescu, Adi Chicăroșă, căptanul formației, și Cristian Dumitru, antrenor Andrei Prepeliță. Formația sibiană aliniază în poartă pe Alexandru Roșca, jucător de gând, să urmărim acest atac al formației buzoiene. Minge partea stângă, Cristi Dumitru, pas la marginea carelului, 17 metri, minge, este spediat însă de Alexandru Gâț, în afară, nu-i va fi out în favoarea formației buzoiene. Deci în poarta formației din Schellenberg, Alexandru Roșca, linia de fundaș, Alexandru Gâț, Paul Palmer, Ciprian Natea, căptanul formației, Florinel Mitea. La mijloc, Panus, Aine și Raul Rotund în atac, Musinga, George Monea și Marvin Șib, antrenor Claudiu Niculescu. Încă o modificare în formația gazdă, să vedem jucătorul că va părăsi terenul de joc. Cred că este Ahmatov, cel care intră este Daniel Benzar. Nu, Daniel Benzar este cel care intră, ci Raul Șteau. Deci Raul Șteau înlocuiește pe Ahmatov. Am avut impresia că va fi introdus Daniel Benzar, era tot mijlocaș Daniel Benzar, însă a fost introdus o extremă, în speță Raul Șteau, este a doua modificare în formația buzoiană, a ieșit așadar Rasambek, Ahmatov și a intrat Raul Șteau. Mingea pe partea stângă, în dreptatea formației sibiene, mingea este spediată de Mitea, undeva pe partea stângă, încearcă să angășeze acolo pe George Monea, intervine însă și expediază balonul în afara terenului de joc, fundașul drept al buzoienilor Ferrareso și va fi out în favoarea formației sibiene. Pe partea stângă tot Mitea este cel care va repune mingea în joc, a transmite de la distanță, însă n-a apucat să se fluiere arbitrul acestei partide. Claudiu Marcu din Constanța, care conduce acest joc din crângul Buzăului, secundat fiind la cele două linii de Răzvan Tudor din București și de Roxana Ivanov din Giurgiu. Arbitru de rezervă, Laurențiu Ene, de asemenea din București. Observator din partea Federației Române de Fotbal, Bogdan Gheorghiță din Vaslui, delegat de joc, iar observator pentru arbitrii, Petre Radu din București. Bogdan Gheorghiță fiind din Vaslui. Mingea se apă partea stângă, din nou Mitea. Pas partea stângă, să vedem dacă va urma o deschidere. Partea stângă, mingea a fost împiedicată din nou prea tare și a protejat acolo foarte bine Vlad Prejmenean și va fi out în favoarea formației Gloria Buzău. Diego Ferrareso va repune mingea în joc de pe partea dreaptă, s-au scurs 52 de minute, deci 7 minute din repriza secundă. Prejmărean cu piciorul drept transmite spre Adi Chicăroșa cu capul, mai departe încearcă să intervină acolo, dar nu izbutește, mingea s-a trebuit în careul formației sibiene, însă a intervenit foarte bine portarul Alexandru Roșca, a respins. Sibienii resping din nou acum prin Natea, căpitanul formației, pasă spre George Monea, șterge balonul cu capul, mingea la Musinga, Musinga pe partea pe flancul drept, se bate acolo pentru balon în dispută cu Perianu, câștigă jucătorul la Gloria Buzău, mingea este transmisă întoarsă spre Alin Dobrosalvović și acesta transmite dincolo de centrul terenului, Adi Chicăroș a pasat înapoi, mingea se află în posesia celor de la Gloria Buzău, Șteau a așteptat pasa, mingea se alupărea stângă, Cristian Dumitru cade în disputa cu Alexandru Gâț, însă arbitrul partidei Claudiu Marcu din Constanța lasă jocul să continue, publicul fluieră, apreciind că a fost faultat Cristi Dumitru, dar arbitrul acestei partide, Claudiu Marcu din Constanța, a rămas insensibil. Minge o partea stângă a terenului, posibilitatea de atac pentru formația sibiană, în partea stângă a terenului, insistă acolo pe acea parte Martin Șib. Balonul se respinge de cei de la Gloria Buzău și iată, intervine Natea între doi jucători de la Gloria Buzău, reușește să se descurce foarte bine, pasează spre Panus, acesta mai departe îl deschide pe partea stângă pe Aine, Aine mai departe îl deschide la rândul său pe Știb și pe partea stângă tălui, pasează înapoi spre același Aine, îl deschide pe Musinga, nu-i zbutește, mingea este receptată de cei de la Gloria Buzău care pune o acțiune ofensivă, Raul Șteau în posesia balonului, pasă pe partea stângă a tălui, mingea ajunge în posesia buzoienilor, iată, se complică acolo și rămâne totuși în posesia balonului jucător de la Gloria Buzău, pe acea parte la Robert Sălceanu. Mingea este transmisă acum spre Alin Dobrosalvović, pasă pe partea stângă, a avut impresia că îl schie pe Ovidiu Perianu. Perianu pasează, a încercat să-l pună în cursă pe Sălceanu, l-a izbutit și Sălceanu se afla undeva înapoi și cu un metru doi
și va fi repunere de la margine pentru formația sibiană. A repus Alexandru Gâță, a schimbat. Balonul a fost câștigat și de la Gloria Buzău. Iată, insistă acolo, dar nu izbutește Musinga. Mingea este transmisă înapoi spre Alin Dobrosalve și acesta îl deschide pe fundașul central pe Alexandru Dandea. Dandea mai departe la mijlocul terenului. Mingea s-a aflat la Raul Șteal. Pas înapoi spre Preșberean. Mingea dincolo de linia centrală a terenului. Și iată, posibilitatea atac în formația Gloria Buzău. Mingea s-a aflat în poziția luată de Chicăroșa. Pasă spre Chicăroșa. Pasă spre Cristi Dumitru. Mingea recoșează în schimb la Alin Dobrosalve și are posibilitatea din nou formația buzuiană de a declanșa o acțiune pe contraatac. Mingea este transmisă acum în partea dreaptă, pe partea dreaptă a terenului, iată, se află Mihnea Radulescu, Mihnea Radulescu între turnul de jucători, se deschide de minune, se descurcă de minune, pasă însă spre Adi Chicăroșă, mingea a fost respinsă și iată, respinge Alexandru Gâț, fără adrese pe partea stângă a terenului, insistă acolo și alergă Raul Rotund, mingea însă este expediată în afară de joc de fundașul dreapta al formației buzoiene de Diego Ferraresto și va fi repunere de la margine în favoarea echipei CSC 1599 Schellenberg. S-o scurs 10 minute din partea secundă a jocului din crângul Buzăului. În continuare, 0-0 în disputa dintre Gloria și CSC Schellenberg. Scorul rămâne nemodificat, 0-0. Un meci, după opinia mea, de o slabă factură tehnico-tactică. Iată mingea acum este transmisă pe flancul stâng în direcția de atac a formației sibiene. Încearcă să rea acolo, dar nu izbutește Raul Rotund. Mingea este spediată de Ferraresul. În afară, nu va fi out în favoarea formației din Schellenberg. Florinel Mitea, fundașul stânga, se pregătește să repună mingea în joc, în apropiere se află Șib, să vedem dacă el va primi balonul. Repune de la margine, iată Mitea, în careul 17 metri, lovește balonul cu capul, acolo Panos, minge este respinsă, a încercat să întrebe și Aine, tot cu capul, minge este transmisă acum, iată, din nou formația sibiană, însă a pierdut balonul acolo, Aine, contra-atac cu formație vară, Vlad Preșmerean, pasă pe partea stângă a terenului, mingea la Robert Sălceanu, atac cu formație buzoiene pe partea stângă, pătrunde la marginea careului de 17 metri, pasă pe partea stângă spre Cristi Dumitru, Cristi Dumitru în afara careului de 17 metri, centrare în careul de 17 metri, deviată mingea și va fi out în favoarea formației buzoiene. Repune de la margine Robert Sălceanu, este cel care va repune mingea în joc, în apropiere se află Cristi Dumitru care se leagă, își leagă și retul la gheata piciorului drept, repunere de la margine în favoarea formației buzoiene. Robert Sălceanu din partea stângă, fotonul stânga, pasă spre Perianu cu spatele partea adversă, din nou schimbă cu Robert Sălceanu, avansează pe flancul stâng, pasă spre Preșmerean, acesta retransmite pasta din nou Sălceanu, pasă în cercul median, mingea se află în poziția lui Alexandru Dandea, cutată în ofensivă, pasă pe jos, mingea se transmisă, excelent acolo, a fost transmis balonul de Mihnea Radulescu, însă au sesizat jucătorii de la CSC Schellenberg și-a reușit să deposedeze. Mingea pe partea stângă, iată, este o neatenție, Raul Rotund, este faultat și lovitură liberă în favoarea formației, îl faultează Ovidiu Perianu, care primește cartonașul galben. Al doilea cartonaș galben în contul formației buzoiene, Ovidiu Perianu l-a faultat pe Raul Rotund. Faza se consumă minutul 58 al partidei și va fi lovitură liberă în favoarea formației sibiene. Unde 30 de grade de pe flacul stâng de la mare distanță, de la circa 37 de linia porții formației buzoiene. Lovitură liberă în favoarea sibienului de pe partea stângă a terenului. Nu s-a executat încă unică spunea de 30 de grade de pe flancul stâng. Arbitrul partidei se află acolo, Claudiu Marco din Constanța, și nu s-a fluierat încă. Minutul 58 al întâlnirii de la Buzău. Gloria CSC 1599 Schellenberg. 0-0 în ultimul meci, etapa a treia a play-off-ului ligii a doua casa parilor. Șut acum de la distanță, mingea trece însă la vreo 10 metri de stâlpul din stânga al părții formației buzoiene. O lovitură liberă executată la mare distanță, însă fără precizie executată acolo Mitea, însă scorul rămâne nemodificat 0-0. Mingea la Ovidiu Perianu, pasă partea stângă, schimbă cu Sălceanu, Sălceanu partea stângă. Mai departe primește Sălceanu, Sălceanu a primit pasa la Cristi Dumitru, pierde Robert Sălceanu în fața lui Monea. Mingea se transmisă acum la a fost Musinga, pasă partea dreaptă din nou Monea. Monea reușește un dribling spectaculos de marginea careului. Centrare în careul de 17 metri, se lasă la cap acolo Musinga cu capul. Ratează însă intervenția. Se afla în apropiere și fundașul dreapta al formației buzoiene, Diego Ferraresto, și scorul rămâne nemodificat în partida de la Buzău dintre Gloria și CSC Schellenberg. Un meci transmis în direct cu sprijinul lui Adeaș al Federației Române de Fotbal la ProSport pe canalele Facebook, YouTube, deci transmisiune directă cu secvențe la TikTok. Regia tehnică este semnată de colegul Ciprian Ștefan, în studio Anca Rudăreanu și Florina Gomoescu, trioul redacțional, director editorial Adrian Artene, redactor șef Adrian Trifan, producător general Mihai Ianuș.
Mingea este reținută de portar formației sibiene de Alexandru Roșca. Pretează să degajeze terenul, în apropiere se află doar vârful de atac al buzoienilor, Adi Chică Roșă. Nu a degajat încă terenul, acum cu piciorul drept, Alexandru Roșca respinge cu capul, însă Alin Dobru Salović. Mingea este receptată însă de Aine, acesta pasează, mingea urmărește acolo Musinga, însă respinge din fața sa Alin Dobru Salović. Mingea ricoșează, Ovidiu Perianu, Ovidiu Perianu este neatent, pierde foarte ușor. Mingea a fost transmisă cu partea dreaptă a terenului spre Alexandru Gâtu, către ofensivă. Fundașul drept al formației este bine cu bala în picior. Cernare care nu se respinge cu capul acolo fratele Merean. Mingea ajunge, ricoșează la Mitea. Mitea în partea stângă a terenului. Rămâne posibilul lui Mitea. Pasă în partea stângă, cernare în care nu se metri. Mingea este respins însă de Sălceanu. În afara care nu se metri, insistă formația sibiană. Mingea în partea dreaptă, Alexandru Gâtu pe partea dreaptă a terenului a schimbat cu Monea. Monea a încercat să-i transmită o popasă lui Gâtu, nu a izbutit. Mingea a fost respinsă și atât Ovidiu Perianu respinge acum. Mingea la Cristi Dumitru este neatent, este depozitat ușor de Panos. Intervine însă foarte bine Perianu, care câștigă. Mingea este transmisă spre Alin Dobru Salović. În propriul careu, deschidere pe partea dreaptă a terenului. Mingea este transmisă pe partea dreaptă. A încercat să intervină Mihnea Rădulescu, n-a izbutit și va fi repunere de la margine în favoarea formației sibiene. A repus la margine fundașul stânga Florinel Mitea. A întors pentru capitanul Ciprian Matea și acesta îl deschide pe Raul Palmer. Raul Palmer în posesia mingii, deschidere pe partea stângă, stop cu piciorul stâng al lui Florin Mitea. Acesta l-a avea în față pe unul dintre jucătorii formației Gloria Buzău. În speță pe l-avea în față pe cel care trată în pizza secundă, Preaul Șteau. Mingea se transmite pe partea stângă a terenului și intervin buzoienii, vor repune din colțul corului mic. Minutul 62 a întâlnirii aici la Buzău. Gloria 0, CSC 1599, Schellenberg 0. Un meci însă care nu a rupt nici cub inima târgului. Îmi place să folosesc o atare expresie la un meci de o slabă factură tehnico-tactică. Mingea se află, iată, s-a produs un fault, faultează Monea. A faultat foarte tare și cred că va fi avertizat de arbitrul acestei partide cu cartonașul galben, într-adevăr. Cartonaș galben pentru George Monea, pentru extrema dreaptă a formației sibiene și va fi o lovitură liberă în favoarea Gloriei din Buzău. A fost un fault riscant, tare. Minutul 62 al partidei dintre Gloria, vă spuneam, și CSC 1599 Schellenberg. Scorul este nemodificat 0-0. După lupta de la Schellenberg din 28-30 octombrie 1599, în lupta cu Voivodul Transilvaniei, cu Andrei Batori, cu cardinalul Batori, Mihai Viteazul a intrat triumfător în cetatea Alba Iulia și a înfăptuit primul act al Unirii în anul 1600. Mingea pe partea dreaptă, acum centrarea Gloriei, în care au 17 metri, cu capul acolo încercat să rea, dar nu a reușit. Cel care a dat în repriza secundă, Cristi Dumitru, cel care l-a înlocuit pe Denis Dumitrașcu și scorul rămâne nemodificat 0-0, disputa dintre formațiile Gloria Buzău și Clubul Sportiv Schellenberg 1599. Repunerea balonului din colțul călui mic. Întârzie se repune mingea joc, portarul formației sibiene, Alexandru Roșca. Nu văd dacă o remiză ar ajuta pe CSC Schellenberg, o formație care nu a cunoscut gustul victoriei în anul fotbalistic 2024. A pierdut fără drept de replică la miercuri aceu cu scorul de 0-2 și a remizat teren propriu cu Corvinul Hunedoara. Nici formația buzuiană nu și-a înscris în cont în acest an nicio victorie, două remize. Prima 1-1 în deplasare la Corvinul, a doua tot 1-1 pe malul râului Doamnei, la confluența cu râul Târgului și cu râul Argeș, la Mioveni. Scorul a fost tot egal 1-1 după ce Gloria a reușit să marcheze prima, însă au restabilit egalitatea fotbaliștii de la Clubul Sportiv Mioveni. Lovitura liberă în favoarea formației sibiene, mingea se află Ainea, Ainea este în dispută cu Prăjmenean, câștigă jucătorul de la Sibiu, însă intervine foarte bine acolo și reușește să deposedeze Vlad Prăjmenean. Mingea se află în posesia lui Adi Chică Roșă, pasă înapoi spre același Vlad Prăjmenean, balonul ajunge acum la Alin Dobru Salović, pătrunde spre mijlocul terenului, avansează, rămâne neflancat, acum a încercat o pasă în adâncime spre Ovidiu Perianu, acesta n-a sesizat intenția colegului său, se afla undeva cu lateral
cu vreo 4-5 metri îndepărtat și n-a reușit să intre poziția mingii. Acum iată, insistă acolo, dar nu reușește să intre Raul Șteau. Mingea este respinsă și iată Aine, posibilitate de contraatac de schimb pe partea stângă. Pas excelent de partea stângă, atât resping însă foarte bine Buzoiene prin Diego Ferrareso. Mingea a fost receptată însă de Mintea, pasează înapoi, schimbă cu Aine. Aine mai departe deschide pe Raul Palmer și acesta pasează spre Alexandru Gâț. Vine la pressing acolo, încearcă să intervină Crisi Dumitru, însă mingea a fost expediată înapoi spre Palmer și balul se află la Natea. Natea schimbă cu același Palmer. Palmer retransmite lui Ciprian Natea. Ciprian Natea era întâmpinat acolo de Raul Palmer. Pasează partea stângă, mingea se află posesia lui Florinel Mitea. Mitea înalță balonul undeva în jumătatea de teren a formației buzoiene. Resping aceștia prin Raul, prin Lubert Sălceanu. Mingea a fost preluată de Buzenit, acum la Dichică Roșă. Este singur de jucători. Este faultat și îl faultează Panos și intervine arbitrul și este partid de Claudiu Marcu, dar l-a faultat ușor mijlocașul Michael Panos pe Adichică Roșă și va fi lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. Oricum, această acțiune, dacă rămânea posesia mingii Adichică Roșă, nu cred eu că avea cum să centreze, nu putea să paseze decât fie lateral, fie înapoi, ca de obicei. Lovitură liberă în favoarea formației buzoiene, va executa Crisi Dumitru, dar la mare distanță, cred va fi o centrare, nu el va executa. Nu, Crisi Dumitru a sărit peste balonul acolo, Robert Sălceanu, minge o partea dreaptă a terenului, centrare în careul, 17 metri al formației ei, Corvidul, al formației ei, Nicelimăr, respinge însă Palmer, atacul formației buzoiene continuă, Crisi Dumitru, partea stângă a terenului și mingea al fartului de joc va fi repusă din colțul lui mic. Din Crisi Dumitru, mingea a deviat în afara terenului și va fi repusă de formația sibiană. Mingea a fost repus rapid de această dată de Alexandru Roșca, a schimbat cu Natea. Natea mai departe, pasă spre Palmer. Își caută o chepier de marcat, acum Panos. Panos pe partea stângă, îl găsește de marcat pe stânga, pe Mitea. Pas înapoi spre Natea și balonul se află tot în posesia lui Michael Panos. Balonul este receptat acum de Aine. Aine este cu spatele la poarta adversă, în jumătatea proprie. Pasă partea dreaptă, mingea se află la Monea. Monea mai departe, pasă pe culoare. Posibilitatea de formație gază, mingea se află la Alexandru Gât la marginea careului. Pasă spre Musimba. Musimba, în careul se respinge cu piciorul stâng acolo, frate Revenean. Mingea se transmisă de Raul Șteau, imprecis. Au preluat jucătorii de la Sibiu, de la jucătorii sibieni. Balonul pe partea dreaptă în direcția de atac a lor. Mingea ajunge însă la Monea. Monea rămâne poziția balonului. Pe partea dreaptă a lui încearcă o centrare și mingea a fost expediată la foarte lungă de joc. Va fi, cred, out în favoarea formației sibiene. Minutul 67 al întâlnirii în crâncul Buzăului. Gloria, CSC, Schellinger, 0-0. Un meci disputat, dar atât, este o luptă continuă pentru balon. Mingea în careul se plăcimentului respinge Stătlandea și balonul ricoșează din Marvin și în afara terenului va fi out în favoarea formației gazdă Gloria Buzău. Repunere din colțul corului mic. A repus rapid portarul formației gazdă Alexandru Greab. A deschis pe Alin Dobroslavovici, a ieșit în afara careului 17 metri. Era presat acolo de Raul Rotundă, pasă pe partea stângă, mingea se afla Raul Sălceanu în dispută cu Morea, câștigă jucătorul la Gloria Buzău. Pasă înapoi spre Preșmerean, aceasta mai departe, el deschide pe Dandea. Alexandru Dandea cu piciorul drept, schimbă cu același Vlad Preșmerean. Se repliază jucătorii de la CSC Schellinger, mingea pe partea stângă cu piciorul stâng, o deschidere pe partea dreaptă, excelent, pasă partea dreaptă a terenului, mingea pe partea dreaptă spre Mihai Radulescu, rămâne poziția balonului jucătorul de la Gloria Buzău, a schimbat cu Șleau, mingea, iată pe partea centrală a terenului, Ovidiu Perianu încearcă din nou o acțiune ofensivă, partea stângă schimbă cu Sălceanu, Robert Sălceanu, între doi adversari, schimbă cu Ovidiu Perianu pe partea stângă a terenului, unde 45 de grade pasă însă spre Alin Dobroslavovici, spre că în ce înlocuiri de la margine, minge se trece expediată pe partea dreaptă a terenului și iată, încearcă formația buzuiană prin Diego Ferrareso, o pasă spre marginea careului, se trece în careu, respinge însă Natea de acolo foarte bine, a plăt balonul cu capul, Raul Rotund, mingea este transmisă spre careul, se trece la formația buzoiene, intervine de acolo, la distanță, de la mare distanță, intervine Alin Dobroslavovici și a ieșit acum cu balonul în afara suprafeței de pedeapsă. Două înlocuiri de la margine, îi văd la marginea terenului pe Hernando și pe încă un jucător și pe Casian Soare. Deci ei vor intra în formația antrenată de Claudiu Niculescu. Deocamdată nu se operează nicio înlocuire. Două modificări și în formația gazdă. Îi văd la marginea terenului acolo pe Valentin Dumitrache, el va intra pe teren și încă un coleg și Daniel Benzar. Deocamdată, iată, este înlocuit Monea,
El părăsește terenul de joc. În locul său intră Orte Hernando. Iată să vedem al doilea jucător al formației sibiene care va părăsi terenul de joc. Deocamdată nu îl văd, a intrat și Valentin Dumitrache în formația buzoiană, va intra și Benzar. Și iată jucătorul înlocuit, merge Agale, nu-i văd deocamdată numărul, dar îl voi identifica. Eu cred că este Șib. Iată, a intrat și Daniel, a intrat, iată, și Cătălin Soare. Și era cât pe ce să fie gol, dragi ascultători. Repune din colțul cărului mic. Eram atent la schimbări. Vă surprindea golul, bine că nu a fost. Dar era un gol pentru Gloria Buzoiană. Minutul 70 al partidei, dragi ascultători. Iată, au intrat și la Gloria Buzău încă doi jucători. Au intrat, vă spuneam, Dumitrache. Dar n-am văzut. Cred că Dumitrache l-a în loc pe Rahmatov. Deci, nu, Rahmatov a și mai devreme. Am să identific imediat jucătorii care au părăsit terenul de joc. Perianu, iată, a ieșit. Și Adi Chicăroșă. În locul lui Chicăroșă a intrat Valentin Dumitrache. Și în locul lui Perianu, iată, atacă formația Gloria Buzău. Să-l ceară la marginea careului, 70 metri, pătrunde, centrare în careului, 70 metri, posibilitate de șut pentru Gloria Buzău. Acum șut al lui Cristi Dumitru și reține portarul formației, nu respinge portarul formației. Sibiene Roșca, faza de atac continuă, minge este expediată, însă în afară de unde joc. A fost un șut la mare distanță, a expediat balonul cu sete, Șleau, Raul Șleau. Minge, iată, în posesia lui Benzar. Benzar pasează la marginea careului, schimbă Raul Șleau la marginea careului, intră în careul, 70 metri. Acum Cristi Dumitru, șută lui Cristi Dumitru! Peste universal la partii formației, Sibiene! Șută lui Cristi Dumitru, minutul 72 al partidei! Acțiune, într-adevăr, cursivă, periculoasă, rapidă, percutantă a formației buzoiene. Cristi Dumitru a șutat din interiorul careului, de 16 metri din interiorul careului, mingea a trecut însă la vreo 1,2 m de transversal la părții formației sibiene. Scorul rămâne nemodificat, 0-0 disputa dintre Gloria Buzău și CS Schellenberg. Mingea este respinsă acum de fundașul central Palmer pe partea dreaptă a terenului. Iată, mingea a intrat în posesia balonului Marvin și nu a izbutit însă să rețină balonul. Au terminat buzoienii, a câștigat Alin Dobrosavlovici, a schimbat cu Vlad Plăjbenean. Mingea posesia lui Alexandru Dandea, mai departe, pasă pe partea dreaptă a terenului. Mingea la Ferraresso, Diego Ferraresso, pe partea dreaptă a terenului. Iată posibilitatea de atac pentru formație. Ia gazdă, încearcă acolo, se bate pentru minge și nu reușește Mihnea Radulescu. Între trei adversari, obține o repunere de la margine. Mingea se întoarce pentru Alexandru Dandea, adversarul Dandea, schimbă cu Alin Dobrosavlovici în jumătatea proprie. Fondașul central formației buzoiene cu balon la picior. Pasă în partea stângă spre Sălceanu, trecut în cealaltă jumătate a terenului. L-are în față pe Marvin Șib. Pasă în partea stângă a terenului, mingea s-a făcut Valentin Dumitrache. A pasat înapoi, a schimbat cu Benzar pe partea stângă. Din nou Cristi Dumitru încearcă să dribleze. Centrare, șut în care 70 metri și intervine din fața lui Raul Șleau. Excelent portarul formației sibiene. Alexandru Roșca și reușește să rețină. Minutul 74 la partidei. 16 minute până la finele întâlnirii aici la Buzău, în continuare Gloria Buzău, CSC Schellenberg 0-0. Minge se transmisă în careul formației buzoiene, însă intervine acolo portarul acesteia greap și reușește să schimbe cu Alin Dobrosavlovici. A ieșit în afara careului de 16 metri al formației sale. Pasează spre Daniel Benzar. Benzar mai departe deschide pe Alexandru Dandea. Intervine la pressing acolo, Raul Rotund. Minge se spedea pe partea dată spre Diego Ferraresto, care obține o repunere de la margine. A șutat pe partea stângă a terenului, a intervenit acolo cel care a intrat în repriza secundă în formația Hernando, în formația sibiană. Mingea a fost transmisă în afară terenului de joc, Orte Hernando. Mingea este transmisă acum cu capul de Aine.
Revin jucătorul de acolo Buzău. Pasă spre marginea careului, spre Cristi Dumitru. La marginea careului, 17 metri, mingea cu o șansă în afara careului, 17 metri, încearcă să le ia Vasilin Dumitrache. Mingea partea stângă a treului, câștigă Sălceanu pe partea stângă a treului. Rămâne pe seama lui Sălceanu, pe partea stângă, pospită de dribling. Pătrunde în dribling, însă îl spinge cu piciorul stâng acolo fundașul dreapta al formației din Schellenberg, Alexandru Gâț. Mingea a fost preluată, însă preluată de Buzoieri prin Alin Dobro Salvevici. Pasă spre Preșmerean, minge pe partea dreaptă acum Alexandru Dandea. Dandea transmite înalt spre Cristi Dumitru cu capul, respinge însă din fața sa Raul Palmer din interiorul careului, de 16 metri din interiorul careului. Minge este receptat acum de cei de la Gloria Buzău. Recoșează balonul la fundașul Sărceanu pe partea stângă a terenului și iată, minge este transmis de Alin Dobro Salvevici undeva spre portarul Arsenu Greab. Pasă din nou spre Alin, la marginea careului, de 17 metri, deschide pe Vlad Preșmerean. În afara careului acesta avansează, l-avea în față pe Musinga. Rămâne, pasează excelent spre mijlocul terenului. Balonul a fost transmis înapoi. Iată, intervin foarte bine cei de la pressing, cei de la CSC Schellenberg și mingea este transmisă spre Alin Dobro Salvevici. Pasă spre Dandea, Dandea o deschidere neagulă în partea dreaptă lui spre Raul Șleu. Mingea este transmisă în partea dreaptă, intervine acolo și Mihai Radulescu. Din fața sa câștigă Ainea, acesta câștigă, transmite însă în afară terenului de joc și va fi out în favoarea formației Gloria Buzău. Văd la marginea terenului pe încă un jucător, pe Alexandru Pop, pe un vârf de atac al formației din Schellenberg. Mingea a fost transmisă însă pe flacul drept, insistă Gloria Buzoiană la marginea carului, în care se aduce merge, acțiune periculoasă de atac, se vede că trece șutul, șut acum și mingea este blocată de fundașul central al sibienilor de Ciprian Natea. Pe partea stângă ajunge balonul la Martin, la Șip, repliază în apărare, pasează spre Musinga, Musinga rămâne pe seama lui, dar îl fautează pe Vlad Preșmănean. Se sizează arbitrul asistent Răzvan Tudor din București și centralul acestei partide de Claudiu Marcu din Constanța dictează lovitură liberă pentru Gloria Buzoiană. Intră pe teren, iată, îl înlocuiește pe Aine, intră Alexandru Pop și intră încă un jucător în formația sibiană, Tudor Călin este mijlocaș și îl înlocuiește, iată, pe Musinga. Deci Tudor Călin. Foarte multe modificări în cele două formații. Minutul 77 al partidei, am intrat în ultimele 13 minute, deci am intrat în ultimul sfert de oră, de un minut și jumătate. În continuare, fără gol, disputa de aici de la Buzău, dintre Gloria și CSC Schellenberg. Mingea se află la Vlad Preșmerean. Pasă însă spre Șleau, acesta mai departe, partea stângă. Îl deschide în care se plece pe Vlad Dumitrache. Mingea este respinsă însă în afara terenului de joc și va fi out în favoarea formației buzoiene, care insistă, dragi ascultători, iată, pune presiune pe formația adversă. Minge la marginea careului, încearcă, iată, pe partea stângă Daniel Benzar, pierde însă, îl desposedează Alexandru Gâț, pornește o acțiune pe contraatac, intervine și desposedează fără a-l faulta acolo, foarte bine, Robert Sălceanu, centrare în careului, 17 metri, Dumitrache încearcă o foarfecă. Minge este respinsă de apărarea imediată a formației sibiene, balonul ricoșează la Diego Ferrarero. Pornește o acțiune pe partea dreaptă a domnului Ferrarese, în continuare, mingea este respinsă de cei de la, iată, rotund, respinge pe partea stângă a terenului, tot rotund lovește balonul, care se află în posesia lui Natea. Natea primește din nou de la fundașul stânga, de la Mitea, tot Natea, și el în posesia balonului acum pasează, schimbă cu Raul Palmer. Încearcă să calmeze atacul formației buzoiene, care a declanșat o acțiune furibundă la poarta formației sibiene. Mingea este respinsă însă de Arsenu Dandea. Dincolo cealaltă jumătate insistă Raul Șleau, alunecă fără a fi faultat. Era între doi jucători de la CSC Schellenberg. Mingea se află în poziția lui Panus. Panus pe partea stângă a terenului, pasează prea tare și nu mai ajunge acolo balonul. Jucătorul care se afla pe acea parte, Hernando. Iată, Orte Hernando a început să se strige și aici demisia, dragi iubitori ai fotbalului. Cred că se referă la Prepeliță, la Andrei Prepeliță, la tehnicianul formației buzoiene. Mingea pe partea dreaptă, sigur că publicul este vădit nemulțumit, fiindcă ar fi a treia remiză consecutivă dacă se va încheia remiza aici în fața formației sibiene, dar Gloria a pierdut puncte prețioase. Cel puțin pe teren propriu încearcă să se impună. Mingea pe partea dreaptă, au câștigat sibienii, iată, s-a produs și un foul, jocul să continuă. A fost voltat Benzar, mingea pe partea dreaptă, continuă atacul formației Gloria Buzău pe partea dreaptă a terenului, pierde însă foarte ușor acolo unul dintre atacanții formației buzoiene, în speță Mihai Radulescu, a pierdut foarte ușor balonul. Mihai Radulescu rea acolo Preșmerean, câștigă, mingea se transmite cu capul spre marginea calului, spre Daniel Benzar, respinge jucătorii de la CSC Schellenberg și mingea
este receptată de Natea, de căpitanul formației din Schellenberg. Pas la mijlocul terenului, încearcă să schimbe Alexandru Pop. Acesta cade fără a fi faltat. Mingea a fost respinsă. Au contracarat cei de la Gloria Buzău și acum balonul se află în posesia acestora. Iată Sălceanu, Sălceanu avansează în poziție perpendiculară. Rămâne poziția lui Sălceanu, Sălceanu pasă spre Daniel Benzar pe partea stângă a terenului. Benzar așteaptă pasa Cristi Dumitru, partea stângă a terenului. Extrema stângă formației buzoiene stopează balonul. Schimbă cu același Daniel Benzar la marginea careului de 16 metri. Pasă însă spre Preșmărean, la 30 metri de poartă. Preșmărean cade, jocul continuă, intervine Rotund, încearcă să le posedeze. Intervine și Preșmărean, câștigă fără a fi faltat, fără să falteze. Mingea la marginea careului de 16 metri. Șut acum! Contract și balonul este respins în afara careului de 16 metri. Încearcă o acțiune pe contraatac acolo Hernando. Mingea este spediată în afara de joc, va fi a depus balonul în joc de formația buzoiană. Mingea se află în posesia lui Raul Șleau. Raul Șleau pasează înapoi în cel cu median. Mingea este receptată acolo și preluată de Alin Dobru Salveviș. Balonul se află în posesia lui Șleau. Șleau pierde. Se află între doi jucători formații esibiene. Contraatac acum Palus. Pasă pe partea stângă a terenului. Încearcă să pună în cursă pe Hernando. Nu reușește, mingea este respinsă. Cei de la Gloria Buzău. Iată, jocul s-a deschis acum, dar se greșește pasa. Nu reușește mingea, Rădulescu se intre posesia balonului și acum respinge fundașul central formației sibiene, Raul Palmer. Pasă spre acum Panos. Panos îl deschide pe partea dreaptă, pare să nu gât și acesta pasează înapoi spre Raul Palmer. Minutul 80 al partidei dintre Gloria Buzău și CSC Schellenberg. Scorul este nemodificat 0-0. Se produce un fault undeva în apropierea cercului median. Este faultat acolo jucătorul de la Gloria Buzău, Cristi Dumitru. Intervine centralul Claudiu Marcu din Constanța și dictează lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. La vreo 10 metri de linia care marchează centrul terenului, jocul s-a înviorat. Dragii viitorii ai fotbalului, mingea pe partea stângă a terenului, Robert Sălceanu. Sălceanu pasează din prima atingere a balonului. A schimbat foarte bine cu Daniel Benzar, acesta mai departe l-a înlocuit Benzar pe Ahmatov. Mingea este transmisă însă pe partea stângă a terenului. Iată și acum din nou Sălceanu, Sălceanu primi pasă la Cristi Dumitru. Patrulul de la marginea careului, a stat în careul de 17 metri, șut cu piciorul stâng, o centrare în careu, mingea rămâne în careul de 17 metri, urmărește faza acolo. Benzar și mingea se expediat la fața terenului. Va fi corn în favoarea formației Gloria Buzău. Minutul 82, parcă golul putește în aer. Dragi viitori ai fotbalului, aici în grângul Buzăului, în nocturnă, se dispută partida dintre Gloria și CSC Schellenberg. Lovitură la colț pentru formația buzoiană de partea stângă. Va executa acolo această lovitură la colț formația buzoiană. Mingea Cristi Dumitru în careul de 17 metri și balonul a fost expediat cu capul însă la vreo 7 metri de stâlpul din stânga părții formației sibiene. Mingea a fi depusă din colțul careului mic. A încercat să rea spectaculoasă acolo Raul Șteau, n-a reușit și mingea a fi depusă din colțul careului mic. Minutul 82 al partidei la Buzău, Gloria CSC Schellenberg. În ultima partidă a etapei a treia a play-off-ului, ligii a doua casa pariurilor la fotbal. Scorul este nemodificat 0-0. Mingea se respinge acum Palmer pe partea stângă a terenului. Nu, a respins Natea. Mingea pe partea stângă încearcă să rea acolo Hernando. Nu izbutește, mingea se respins de cei de la Gloria Buzău. Pentru moment intervine foarte bine acolo din nou. Iată formația CSC Schellenberg în posesia balonului. Panos, mingea pe partea stângă a terenului, se demarcă Hernando în careul de 17 metri. Acțiune periculoasă în formația ei, se vine. Șut acum în careu, șut al lui Chip. Corner. Faza se consumă în minutul 83. Acolo Marvin Schip a încercat să rea din colțul corului mic. N-a izbutit și a obținut totuși o lovitură de la colț care va fi executată în partea stângă de Michael Panos. Minutul 82 al partidei aceasta se consumă această fază de jucător și iată scorul rămâne nemodificat 0-0. Lovitură de la colț în favoarea formației sibiene de partea stângă. Vor executa bine prin Michael Panos această lovitură la colțul terenului. De partea stângă, încă o modificare în formația sibiană. Intră pe teren Ștefan Visici. Și iată, el îl înlocuiește pe Șib. Este ultima modificare în formația antrenată de Claudiu Niculescu. Lovitură la colț pe partea stângă a terenului. Nu s-a executat cum se execută, dar nu s-a fluierat încă și publicul fluieră la rândul său și va fi executată din nou această lovitură la colț, fiindcă nu s-a așteptat fluierul arbitrului, Claudiu Marcu din Constanța. Minutul 84 al partidei, Panos este cel care va executa acest corner.
Acest gol de pe partea stângă, atacă formației sibiene. De partea stângă, mingea se transmisă în careul lui Sergiu Cemetri, respinge însă foarte bine Acosădan, de a respins cu capul. Mingea a fost preluată însă de Ciprian Natea, pasă pe partea dreaptă, balonul în posesie lui Tudor Călin. La marginea careului lui Cemetri încearcă să paseze, centrat în careul lui Cemetri. Șut acum, controlat și corner. Nu, mingea a fi repusă din colțul lui mic, fiindcă Tudor Călin a șutat, însă balonul nu a fost atins de niciun jucător al formației buzoiene. Minutul 85 al partidei, ultimele 6 minute din acest joc din timpul regulamentar. Mingea se transmisă spre mijlocul terenului, posibilitatea de atac pentru formația buzoiană. S-a produs însă un fault foarte tare și iată, jucătorul care a faultat în speță, Casian Soare, primește și el cartonașul galben, nici n-a intrat bine pe teren și a faultat foarte tare și a primit cartonașul galben Casian Soare. Lovitură liberă favorabilă formației buzoiene, a fost faultat acolo Denis Benzar. Încă o modificare formația buzoiană. Îl văd la marginea terenului pe Matei Tănase, cred că va înlocui pe Mihai Radulescu. Nu are pe cine să înlocuiască, da, într-adevăr, părăsește terenul de joc Mihai Radulescu și în locul său intră Matei Tănase. Este o modificare post pe post. Să vedem dacă va fi ultima pentru formația buzoiană. A intrat pe teren. Iată, Tănase și balonul va fi rapus în joc de formația buzoiană. Lovitură liberă, executat Alin Dobrosalvevici. Pas la marginea careului lui Sergiu Cemetri, se demarcase acolo în careu Raul Șleub, însă respinge foarte bine acolo rotund. Mingea se transmite pe partea stângă a terenului, Raul rotund, intercepte însă foarte bine a lui Preșmenean. Preșmenean pasă pe partea dreaptă, saltă balonul foarte bine pe partea dreaptă, respinge însă la foarte în joc cu Sete, fundașul stâng al formației buzoe, al formației sibiene. Florinel Mitea, minutul 86 partide, vă spuneam încă puțin până la finele întâlnirii. Repune de la margine Diego Ferrareso. Întârzie câteva fracțiuni de secundă, pas pe partea dreaptă, mingea s-a aflat la Tănase, Tănase rămâne pe poziția balonului, greșește însă, pasează, îl deschide excelent acolo pe Raul Rotund, pe jucătorul de la CSC Schellenberg. Mingea pe partea stângă a terenului, insistă, iată, partea stângă a terenului, formația buzoiană, pas pe partea stângă a terenului, Tănase a schimbat cu Ciprian Dumitru, Ciprian Dumitru între doi adversari, este în dispută pentru balonul cu Arsenalul Gât și repune de la margine de Gloria Buzoiană. A pus balonul în joc foarte rapid, mingea în careul, 70 de metri, dar șut foarte slab acolo, a alunecat. Unul dintre jucătorii formației Gloria Buzoiană, cel care a intrat în epiza secundă, acum câteva secunde, Matei Tănase și mingea a fost transmisă în afara terenului. Va fi out pentru formația Gloria Buzău, s-a repus rapid mingea în joc Preșmărean. Preșmărean pe partea stângă este în dispută pentru minge, rămâne Preșmărean în poziția belului, încearcă să-l deposedeze acolo, dar nu izbutește Hernando. Mingea este respinsă din nou de buzoiene, iată, a respins în cădere și acum contraatac la formației sibiene. Mingea o partea deaptă, centrare în careul, ieșe Preșmărean, Alexandru Pop! Se înalță din fața lui Tudor Călin, portarul formației buzoiene, care reușește să rețină mingea posesia lui Vlad Preșmărean. O nouă șarjă ofensivă a formației buzoiene. Mingea pe partea dreaptă, Raul Șteau pe partea dreaptă a terenului. Pasează, să vedem dacă va pasa pe partea dreaptă a terenului. Se demarcă acum pe partea dreaptă a terenului Matei Tănase. Mingea este transmisă în canalul din setul de sping jucătorii de la CSC Schellenberg. Mingea este preluată însă la distanță de cel care a priza secundă de Ștefan Visici. Mingea este respinsă însă undeva spre cerul terenului și atât contraatac la formații sibiere. Mingea pe partea dreaptă a terenului, atât atacă tehnic al celor Hernando pe seama lui și mingea se spediată la fartă. Mingea va fi out în favoarea formației sibiene. Nu s-a complicat Gloria, minutul 88 al partidei, încă 2 minute și jumătate din timpul regulamentar. 0-0 în disputa dintre Gloria Buzău și CSC Schellenberg. Minutul 88 al partidei. Repune de la margine favoarea formației sibiene. Nu repune balonul în joc încă fundașul dreapta, Alexandru Gâț. El va repune balonul în joc. Sunt trei jucători ai formației sibiene în careul buzăienilor. Intervine și al patrulea. Acum Alexandru Gâț anunță înalt în careul se trebuie. Respinge cu capul acolo Preșmărean. La marginea careului încearcă să intervină acolo, dar nu izbutește Tudor Călin. Mingea se află la jucătorii. Iată, Matei Tănase scapă singur, dar este deposedat și a fost și faultat. Lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. Și atât jucătorul care faultează primește cartonașul galben. Am să-l identific rapid. Deci va fi o lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. De undeva de lângă centrul terenului. Lovitură liberă care nu a fost încă executată. Vor executa jucătorii de la Gloria Buzău prin portarul acestei formații. Axelul greb această lovitură liberă. Transmite înalt la marginea careului 17 metri. Mingea o partea stângă în careul 17 metri. Și balon gata în careul 17 metri.
Panus este cel care a fost jucătorul care a faultat și a primit cartonul galben. Mingea se află acum la Sibien, declanșat o acțiune ofensivă, este neatent acolo, însă Visic și mingea este reținută de portarul formației buzoiene, care întârzi, este repune mingea în joc, minutul 89 al partidei, încă un minut și 10 secunde până la finele partidei din timpul regulamentar. Mingea se află în posiția lui Salud Dandea, pasă spre Diego Ferrareso, Gloria Buzău insistă, dar fără să creeze faze periculoase, mingea la pe partea dreaptă a terenului. Atacă al formației Gloria Buzău, tărăsă, insistă pe acea parte, mingea este respinsă, intervine foarte bine acum și atât respinge și mijlocașul Panos, mingea este transmisă de Tudor Călin pe partea stângă a terenului. Alergă Tudor Călin cu balon la picior, este întâmpinat acolo de Vlad Trejmerean. Rămâne jucătorul de la Sibiu în poziția valorii, însă pierde controlul balonului, intervine Tănasă, îl deposedează. Mingea este transmisă, este faultat însă Tănasă. Lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău. S-a și executat mingea pe partea stângă, iată intervine Gloria Buzău, încearcă o acțiune ofensivă pe partea stângă a terenului. Balonul se transmite pe stânga, alergă acolo și reușește Robert Sălceanu să câștige balonul. Partea stângă pe partea continuă și corner. Intervine acolo și reușește să expedieze balonul în afară de joc. Unul dintre mijlocașii formației sibiene, Casian Soare, și va fi lovitură de colț în favoarea formației buzoiene. Execută Cristi Dumitru. Toate formațiile buzoiene este masată în careul și pe al formației sibiene. Minutul 90 al partidei, arbitrat în 90. Meciul va fi prelungit cu 4 minute sau scurt cele 90 de minute. Lovitură de la colț pentru formația buzoiană. Centrare în careul lui 10 metri. Vlad Trejmerean încearcă să reia, dar nu reușește. Mingea a fost expediată prea tare și va fi repusă din colțul corului mic. Meciul aici în câmpul Buzăului a fost prelungit cu 4 minute. Îl văd pe Claudiu Niculescu, pe tehnicianul formației sibiene, că a ieșit în afara spațiului alocat a antrenorilor. Și mingea va fi repusă din colțul corului mic. Sigur că până la urmă Claudiu Niculescu s-a mulțumit și cu o remiză, mai ales că a pierdut fără drept de replică, vă spuneam, meciul de la miercuri la Ciuc. Mingea este transmisă în cărul formației buzoiene, intervine fără probleme Arsenu Greaf și reușește să rețină. Al doilea minut adițional al meciului din Crângul Buzăului, Gloria în continuare se află la egalitate cu CSC și liber. Mingea este respinsă și iată, intervin Sibieni care câștigă partea stângă a terenului. Posibilitatea de atac, Hernando rămâne posibilul lui, se complică însă, se repliază la timp jucătorii de la Gloria Buzău. Șut acolo de distanță, șut imprecis, mingea este transmisă la mare distanță de transversala porții formației buzoiene. Iată, neatenție acolo, a fost foarte neatent vârful de lanț al formației sibiene, Alexandru Pop. A șutat de la 30 de metri imprecis, în loc să paseze, sigur că scăpase singur acolo Alexandru Pop, tot el, pase partea stângă a terenului, deschide pe Raul Rotund, însă minge este respinsă de buzoieni, se produce un faul, jocul se continuă, sibieni din nou declanșează o acțiune pe partea stângă a terenului, mingea la Alexandru Pop, pasă la marginea careului, 17 metri, respingă-se jucătorii de la, până la Panus, de la Gloria Buzău, mingea este trimisă la marginea careului, 17 metri. Balonul ricoșează, însă Alexandru Gâță acesta pasează înapoi spre Raul. Palmer urcat ofensivă, centrare în careul de 17 metri. Mingea este expediată cu capul însă spre propria poartă de fundașul central al formației buzoiene de Alexandru Dandea. Cât pe ce să fie un autogol, lovitură liberă în favoarea formației Gloria Buzău din afara careului de 16 metri. Minutul al treilea adițional după cronometrul meu în continuare. 0-0 în disputa dintre Gloria Buzău și CSC Schellenberg. Mingea este respinsă de formația sibiană. Intervenția lui Vlad Trejmerean. Pasă pe partea dreaptă a terenului. Matei Tănasă încearcă o centrare pe partea dreaptă a terenului. Mingea este spediată în afară terenului de Raul Rotund și va fi out în favoarea Gloriei buzoiene. Diego Ferrareso va repune mingea în joc. Ultimele secvențe ale meciului din Crângul Buzăului în continuare, fără gol, în disputa dintre Gloria și CSC, 1599, Schellenberg, mingea partea dreaptă, centrare în careul de 17 metri, spre Cristi Dumitru, mingea a fost expediată prea tare, în afara careului de 17 metri, intervine Alexandru Gâț, care reușește să câștige disputa cu jucătorul de la Gloria Buzău, pasează dincolo de centrul terenului, Alexandru Pop, acesta mai departe, pasează spre Tudor Călin, intervine și de la Gloria Buzău cu un kamikaze, intervine acolo și reușește să respingă Alexandru Dandea, mingea este expediată în afară, lui va fi auto pentru formația buzoiană. A insistat Raul Rotund pe acea parte, însă mingea a fost expediată prea tare și va fi repusă de formația buzoiană. Repune de la margine, se profilează o remiză fără gol, o remiză albă aici în Crângul Buzăului, în disputa dintre Gloria și CSC Schellenberg. Publicul spectator este evident nemulțumit față de prestația elevilor antrenați de
Andrei Peperiță, de cei de la Gloria Buzău, minge o parte deaptă, respinge acum fără probleme căpitanul formației sibiene, Matea. Mingea se transmite în jumătatea formației gazdă, intervine Preș Bărear, care se bate pentru minge, câștigă, pasă spre marginea canoi. Mingea a fost transmisă în canoi de 7 metri, acolo Cristi Dumitru, pasă acum Sălceanu la marginea canoi, Cristi Dumitru, șut al lui Cristi Dumitru! Are la Sălpul din stânga! Șut Cristi Dumitru din marginea canoi, 16 metri, mingea a fost transmisă pe lângă Sălpul din stânga al porții formației sibiene. Faza se consumă în minutul al treilea adițional. Cristi Dumitru, ocazie mare, ocazie monumentală la poarta formației sibiene. Cristi Dumitru, corner în favoarea formației buzoene. Pe partea dreaptă, lovitură la colț pentru formația buzoeană. Ultimele secvențe ale jocului, va executa după toate probabilitățile șleau în canalul Sebastimeti. Respinge să dea colț fundașul stâng la formației din Schellinger, Florinel Mitea și fluier final. Gloria Buzău, CSC 1599, Schellinger 0-0. Două puncte cât roata carului pierdute de jucătorii de la Gloria Buzău. Dar fotbalul te pedepsește dacă nu știe să insiste o anume formație, mai ales aceea care își dorește în mod expres victoria. Rezultat de egalitate, Gloria Buzău, CSC, Schellinger, un meci după opinia subsemnatului, sub cotele exigenței. Așadar, remiză albă în disputa din crângul Buzăului, Gloria CSC, Schellinger. Cu aceste detalii închei transmisiunea directă, nu înainte de a vă reaminti că ne vom reîntâlni în transmisiune directă la prosport.ro, sâmbătă, 13 aprilie, de la ora 11, la meciul din Ghencea, dintre CSEA Steaua și Progresul Spartac. Toate cele bune, noapte bună!